No, ce-o că o luam niretazo. Dacă cumva ai Windows-ul expirat sau ai licență, n-ai licențe pe nimic. Mi-a venit, tată, în descriere ai acolo niște link-uri elegante. Licențe de la Windows 10, tată. Ai aici frumos licențe de la Windows 11, tați, dacă dorești. Și dacă ești un șobolan de calculator sau un IT sau dacă ești miliardar, ai nevoie de Office 2017-2019, Doamne ajută. Ok, îți alegi ce vrei frumos, dai cumpără. Aici vei băga codul cerebrului YouTuber Emil Race și de la 28 de euro ajungi la 21 de euro, 7 euro. După aceea, submit order, ai plătit frumos ca să fie tot ok, după care o să-ți vină cheița, tată. Bun, și din câte vedeți, cheia este chiar aici și din câte vedeți, băgăm cheia și totul merge perfect, tată. Sunteți în căutare de chei, Windows-uri sau Office, în descriere aveți toate link-urile, vă pupă tata Nelson Mondialu, Doamne ajută! Hai, noi bă, băieți, bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Bine, nou joc în ghilimele. Înainte v-am jucat pe toți, uitați-vă la clip și dacă vreți să facem o serie, nu uitați și voi, buton de like să facem cât mai multe like-uri, tată. Suntem pe Arc Ascendant Scorched, frate, doar ce-a apărut acum o zi, două maxim DLC-ul ăsta, e gratis și am spus... Hai, tata, să bag o serie cu el. Mi-a spus și X-Malor și Flash, băieții mei, bă, joacă-te. Și am văzut când a apărut, deci am fost pe fază când a apărut, dar n-am vrut să joc pentru că mere prost, dă crash-uri. Și am zis, bă, dă-l, mă, că e un căcat de joc, nu mă apuc să mă joc, că e un căcat și nu m-am fut nervii, știi? Cam asta am spus. Băieții mi-au spus, joacă-te, joacă-te, nu mă joc, că e de căcat, așa ne-am spus la toți. Bun, până când, deja de câteva, de o zi, două, de când a apărut ăsta, tot văd pe YouTube, mi apare, na, clipuri recomandate și când văd grafica asta... N-am cum să nu mă joc pe grafica asta, e imposibil să nu te joci, uitați-vă grafică. Zici că mă joc Red Dead Redemption cu pisica mea, mi-au în pădure să ne-o tragă. N-ai cum să nu joci jocul ăsta cu ei, n-ai cum. Și am spus, hai mă că merge o încercare, chiar dacă le-am spus la băieți că nu mă joc, hai să dau o încercare. Am intrat pe un server full PvP, nu-i serverul meu, am vrut să joc și eu ca un om normal, nu ca un YouTuber șmecher ce sunt, da? Am vrut să fiu și un om normal, să joc și un PvP, o ceva, poate dăm și raid-uri, poate nebunii, pentru că până acum știți și voi aveam serverele mele, nu prea puteam să dau raid-uri pentru că erați voi, prietenașii mei, nu, na, nu eram bulangiu cum sunteți voi bulangii de mormări și îmi dați raid-uri, unii dintre voi, nu toți, deci, nu era așa multă acțiune, acum aș vrea să joc și eu ca un om normal, să fac chestii, să mai fac și o acțiune, să mănânc cireșe, știi ce zic? Și să pe o server care are ceva playeri, băieții sunt un pic mai avansați, că vă dați seama, de o zi, două, de când a apărut, chiar nu mai știu de când a apărut, s-o băga băieții, au jucat ceva, dar nu e problemă că recuperăm din urmă. Bun, acum, care sunt planurile? La început, știți și voi Scorchert-ul, dacă nu știți, e o hartă foarte grea, da? Suntem în deșertul Niagara, Race 2019, deșertul Niagara, în care ți-e foarte, foarte cald aproape mereu. Văd că acum nu mi-e cald, chiar nu știu de ce, cred că vine seara și de aia. Seara ți-e fric, dimineața ți-e cald, ca în deșert, da? Cel mai important e sursa de apă. Dacă suntem în deșert, trebuie să găsim o sursă de apă unde să ne punem. Cel mai important. Sunt furtuni care te omoară, sunt furtuni de nisip care ți-a casa pe sus, sunt pireuri, trebuie să ai mare grijă. Care sunt planurile, tată? În primul rând, o să vreau să mă pun undeva pe lângă o sursă de apă ceva să găsesc, numai că... harta la început are o zonă foarte mică în care ești mai în siguranță, cum e aici, da? Dacă mergi foarte puțin într-o parte, în strâmba sau în drâmba, e posibil să dai de pisica miau-miau când îl suge pe maxim. Posibil să dai de pisica miau-miau care te înhață și te omoară, deci numai animale periculoase. Îs foarte puține zone în care na, poți să stai și tu liniștit cum însă acum, știi? Deci nu putem explora foarte, foarte mult la început, până ne facem și noi ceva zburătoare, ceva nebunii. O să fie mai greu. Deci o să vreau să fac o zonă unde să stăm așa, punem o casă, o fundație, ceva, o nebunie să închidem ca să nu ne fure nimeni, să nu ne execute nimeni. Și ne facem un animal ceva și când avem echipamentul necesar, tată, ne mutăm. Sau poate găsim din prima un cave, ceva, nu știu, da. Greu. Știi, poate... Bine, zburătoare nu cred că o să găsim la început, pentru că sunt pe un server X mai mic, deci nu sunt pe X200 sau ceva. Și o să-mi fie greu să fac saddle și ceva nebun, știi, până fac level. Deci zburătoare nu cred că o să facem, dar măcar un animal cu care să mă duc și un raptor, ceva să pot să merg, după aceea căutăm un loc de bază unde să ne punem, gen toată seria să fie acolo, știi ce zic? Deci hai să ne mai stau la vorbă, mamă, bârie gerboa. Când bârie gerboa ăsta, asta să vă zic așa, e un animal, da, gerboa, știți și voi, când bârie înseamnă că se apropie furtună. Deci la bârie înseamnă că o să vină o furtună și o să mă omoare. Asta este mai plânt, ia uziți-l. Bun. Hai să nu mai stăm de vorbă, ne apucăm de treabă, facem level, punem în fortitudine, la început în fortitudine ca să rezist căldurii și, pana mea, level, o bază. O să vreau să fac și un gerboa ăsta, pentru că gerboa ăsta, pe lângă faptul că te anunță că vin furtuni și vin pireoatici pe tine, pot să îi pui pe spate și, din câte știu eu, îți reduc weight-ul. Adică poți scăra mai mult cu ei pe spate, cam mai e treaba. Bun, hai că mai am băgat în fortitudine, o să mai bag tot în fortitudine, măcar 10 puncte să am în fortitudine. Uite că mor de sete, stai așa. Avem cactus, din câte știu un deșert, da? Și eu în viața reală, dacă aș fi în deșert, dacă aș vedea niște cactus, m-am și ia suge ca să-ți dea apă, da?
Dacă bei dacă sugi un cactus, vezi, îți crește apa. Deci cam asta e treaba. Bun, vreau acum să-mi fac rapid ceva de stat, cum se numește? Ex-uri, topoare, ceva nebun, așa s-am de început, niște spiruri, să facem rost de niște hide. Mai zis, vreau să ne punem așa într-o parte micuță. Momentan nu o să ne ducem foarte, foarte departe, pentru că văd că zona asta e safe pe aici. Momentan, bă, da, uitați-vă ce fain arată cu aia. Ce fain arată harta asta și câte vegetație și... E fain, fain, fain. Ok, mi-am făcut un exules, tată. Hai să iau și niște pomuleți, să-mi fac mi-am făcut un ex coaie. Ăsta e ce? Bă, ce e ăsta coaie? Târnășchiop coaie. Mamă, nu mai știu. Fac un târnășchiop, îmi fac un ex frumos, îmi fac un spear și trecem după aceea la treabă. Bun, îs și niște chestii băgate în noi, de-astea de la DLC. Este un DLC, este mapa asta gratis, care s-a băgat și mai e un DLC care costă 30 de euro. Îți dă, nu știu, niște căcaturi, nu o dau atâția bani, pentru că nu sunt milionar să dau atâția bani, știi ce zic? Să dau pentru să-mi dea niște haine, să dau atâția bani, nu mă interesează toate 30 de euro. Dacă îmi dădea ceva, nu știu, atunci dădeam, dar așa să dau pe de astea nu meri. Să învățăm 6 de clot, că astea, din câte știu, îți dă și rezistență la căldură. Ia să vedem. Pe noi asta ne interesează. Cold resist, da. Heat resist, de fapt. Da, heat resist. Ne interesează chestia asta. Bun, o să vreau să fac la început, o să vreau să pun niște fundații de lemn, nu mare brânză. Nu, o să fac și cooking pot-uri de alea ca să-mi fac level, deci ne axăm un pic pe level. După aceea ne băgăm și pe teming. Deci este pe un server cam vanilla, să știți. Chiar dacă vedeți acolo, nu e X mare, să știți. Bă, sincer, oamenii ăștia de pe Scorcher și de pe toată arcul ăsta cu aia, nu știu să facă servere cu aia. Mă jur, toate serverele astea, așa am căutat server să mă joc și 100.000 de servere făcute, toate X50, cu aia, cum să te joci cu aia, arc X50? What the fuck, cu aia, ești retard? Ce pana mea, ești mâzgă? Ok, un X5, un X4, X6, înțeleg. X50 cu 100 de player cu aia. Doamne ferească mă, că dau un E, am tot jocul, am terminat jocul, ești nebun la cap. Bă, voi sunteți nebun cu serverele astea cu aia. Învățați cu aia să faceți un server, uite, asta e serverul cât de cât ok. Dar nu prea găsești cu aia. Ok, fortitudine, vreau să-mi pun 10 puncte fortitudine. Dar poate pe mai încolo, când o să avem de deșert sau ceva chestii, poate o să ne mai schimbăm. Știi că, nu știu dacă este Mind Wine Potion aici. Bă, dau ce seamănă asta cu ex-malor să mă bată, tata. Ex-maloare, te-am găsit să mă bată, tata. Ex-maloare, direct seamănă ăsta. Bun, avem ex, avem spear. Bine, spear ar trebui să fac mai multe spear-uri. Că știți și voi cum spear-urile se rup. Deci hai să-mi iau niște... Am crezut că e un player care zboară. Hai să iau și niște... cum se numesc, să mai iau niște lemn, să mai fac niște spear-uri. Că o să-mi trebuiască. Bă, nu știu cu zburătoarele. Normal, pe arcul normal, da? Pe Scorcher, nu erau zburătoare cu aia. Din câte mi-aduc eu aminte, nu mai știu, sincer, m-am jucat acum 7 ani, eu cu ăsta, cam ăsta a fost al doua serie de la mine pe canal, acum 7 ani de zi sau 8 ani de zi, nu mai știu când m-am apucat, pe acolo, acum cred că 7 ani și ceva, m-am apucat cu Scorcher și am băgat serie de Scorcher, fix atunci a apărut Scorcher pe YouTube, adică arcul, pic atunci au băgat DLC-ul și cu Scorcher tu m-am apucat eu ca lumea de arc și atunci știu că nu prea erau zburătoare, știi ce zic? Deci nu știu ce să zic, acum vedem. Știu că eu îmi făceam de asta fluturi să zbor, niște futute. Uite, să-mi iau niște ulei, stai așa, că să-mi dă ulei. Ok, trebuie să-l link pe unul curs să-mi dea și apă. Numai să găsesc. Ăsta e copac, pot să-l iau, da. Bun, hai să fac, mamă, deja sunt full cu aia. Trebuie să fac un gerboa de la, trebuie să mergem, să dăm și un taming. Trebuie să mai fac niște de astea, niște spiruri. Hai să mai fac încă 3 spiruri. Am un chef să mă joc cu aia. Tot am zis că nu mă joc, dar nu se poate. Pentru voi trebuie să fac o serie de asta elegantă cu arc vanilla, Scorcher, să mai dăm niște raiduri, să fie PvP, să fie acțiune, să fie nebunii. Bine, durează, vă dați seama că e X micuț. O să dureze câteva episoade până o să băgăm acțiunea mare, dar... Sper să nu luăm raid în primul rând, aia e chestia, că putem mâine să luăm raid. Eu sper să nu luăm și sper să-mi fac o bază rezistentă, să nu luăm chiar așa raid de la început. Bun, hai să fac și niște haine, ca să rezist la căldură. Momentan văd că nu-i cald, asta e bine. Văd că nu-i cald în zona asta, asta e perfect. În zone în care, na, depinde și de timpul din joc. În Scorcher, azi, acum ai, mamă, să mă bate, zici că-s pinguin. Acum ai perfect, n-ai nimic, ca dintr-o dată vine molima și mori. Cam așa e Scorcher, e un mod foarte, foarte hard, un DLC foarte hard. Na. Bun, mi-am făcut astea, mai pun încă un punct, stai să văd încă un punct. Da, gata, nu mai pun în fortitudine, momentan o să începem un wait să ne punem, că o să avem nevoie să cărăm chestii, să ne facem o bază, o ceva. Bun, acum, vreau să fac așa, o bâtă, bat. Bat se numește, sau cum se numea bâtă? Păi, încă n-am level pentru bâtă, coaie. N-am level pentru bâtă, coaie. Uite, la 8, la club, mă, la level 8. Bun, la level 8 se face. Hai să mai strâng, pot să-mi fac măcar, la nici fundații de lemn nu pot să fac. Cooking pot pot, ca să fac level. Cooking pot, narcotice. Mamă, stai că nu mai am puncte cu ai. Mamă, de când am mai jucat un vanilla de ăsta frumos. Mi-a tot spus, zic, bag un vanilla, pe live-uri. Și am spus, o să bag vanilla doar arc ascendent, pentru că ăsta e noul arc, grafică frumoasă și astea. Arcul vechi, na, graficile mai de Doamne ajută, îl jucăm odată, da? Arcul ascendent rămâne vanilla, că... Pana mea, uitați-vă grafica cu aia, zici că mă joc Red Dead Redemption cu dizonauri. Sunt cam full. O să trebuiască deja să strângem și niște
carne, bă, trebuie să mă duc să bat ceva animale, dar vreau să fac gerboa, sincer, ca să-l pun pe spate, că v-am zis, îmi reduce weight-ul. O să pot căra mai mult dacă l-am pe spate. Deci trebuie să caut un gerboa pe aici și trebuie să-i și omor. Bine că știu că în arc ascendent îți și pui, uite, auzi ce aici, îți și pui și pe aia poți să faci priming și o să putem face taming-uri ușoare, gen raptor și nebunii. Că poți să-i care de pe pui. Știu că sunt foarte mulți pui pe ascendent. Știi ce zic? Dar pe aici era un gerboa, mă. Că vreau să-l fac prima dată. Vreau să fac un gerboa să-l adorm. Că la dorm cu pumni. Dau cu pumni în cap. Nu trebuie să... Sau îi dau cu asta. Dacă dau cu asta doarme, adorme și cu asta, nu? Mai bine dau cu pumni. Că cu aia îi dau prea mult damage. Numai să găsesc că pe aici era, mă, de tremura oia. Făceau brana. Unde să mă pitici? Mi-e frică să mă duc mai departe, că e posibil că uitați-vă ce vegetație, nu văd nimic acolo, nici coițele, dacă mi le dau jos nu mi le văd. Și poate o să fie un raptor ceva cu aia pe aici, nu știu, să nu fie un raptor, să mor din prima așa frumos. Ok, nu, ba uite un raptor acolo la depărtare, se bate cu un beleg, mamă, e un raptor acolo, vedeți? Acolo la furnicar ăla, se bate cu un de la mare cu aia. Bun, gerboa, nu vă pe aici, dar e foarte mare, hai să mă când partea aia. O să mai trebuiască să iau cactus, bă, că cu setia o să fie problemă, cu setia o să fie problemă. Level 230, ok. Trebuie să văd și pe server ce animale este, de ce level le-au băgat, știi, băiatul ăsta care a făcut serverul, cine era, cum îl cheamă? Cred că îl cheamă Yosivel. Cred că cu X-ul iau mai mult, da, cu X-ul iau cactus mai mult. Bun, o să iau cactus de rezervă, nu pot căra așa foarte, foarte mult, dar mai fac level între timp. Trebuie un club de la ca să pot face un gerboa să mi-l pun pe spate, că din câte țin eu minte, ăla țușurează nebunile. A, uite, aici e fier, bă, ăsta e fier, nu? Sau e sare? Nu, cred că ăsta e fier, ăsta e fier, da. Deci aici o să fie o zonă bună, bine, nu? V-am zis, la început. Ce e aici? Mamă, uite cum face cap. Fotu țăganii mătică, nici în jocul ăsta nu scap de țăgan. Dava aș la parfum să vă dau. Băi, mă urmăresc ăștia peste tot, coaie. Să mă bată, zici că vând covoare, să vină să mi le fure. Mamă, ce m-am speriat. M-am uitat cum face cactusul, cum se mișcă. Ia uite-l. Ia uite cum se mișcă cactusul. Mamă, vine țăganul. De fapt, pot să-l bat ca să... Dai, mă, fătă țăganii mea, mătică, ca să iau niște hide. N-au, țăgane, ce ai făcut, tată? Te-am prins la furat. Te-am prins la furat, gunoiule. Ce ai făcut? Hai că am luat, de n-am mai putut am luat. Bun. L-am și adormit, coaie. Carne. 7 carne. Bă, momentan carne tot o să dau split ca să fac rost de carne putrezită. Știi? Bă, dar un gerboa, mă, vreau să găsesc. Cred că oricum pe aici ne punem la început, că avem fier, avem de toate. Pe aici cred că o să găsim și bază. Sper să nu dau de un player ceva la început să mă execute. Bine, eu sunt prietenos. Dacă văd pe cineva, imediat vorbesc cu el. Și știți și voi cu... Ai terrorboard, am fugit. Cu engleza mea tot o să fie prieten cu mine, pentru că vă dați seama, sunt Caterinca cu aia. Gerbo ăsta, cum se terrorboard-uri, la aia trebuie să fii cel mai atent pe harta asta. Dacă vine, uite, un terrorboard acolo, te vede la 300 de km și ești mort cu aia. V-am zis, e o zonă, e mai grea harta la început, că nu prea poți să te duci prin multe, multe părți cu aia, știi? Că sunt multe animale periculoase, gen, sunt foarte puține părți în care ești mai în siguranță. În rest, cam peste tot sunt pinguini acvatici, înțelegeți? De exemplu, aici sunt doi raptor, unul acolo, care fuge după căcatul ăla și unul în partea aia. Și eu trebuie să stau doar în zona asta. Acolo e un kangur, unde-i tangur e bine. Bun, gerboa mă interesează, vine seara. Aha, bună ziua. Te salut cu metre. Salvează-mă, Pedro, salvează-mă. Ia-l pe ăla din spate, omorâți-l pe ăla din spate, fute-te în gură să te fut, omoră-l pe ăla din spate. Mă, uite cum dă de la 3 km în mine. Level 10. Level 10, omoară. L-am urât. Uite, zic că-mi dau laba. Aoleo. Fugi, mami, nu pot să fug. L-am urât pe ăla acolo. E posibil să-mi iau un gură acum. 3, 2, a, nu? Sau? Nu mă vede, nu? E greu, e hard la început, e hard drive. Hai să-mi pun un pic acum. Bine că nu sunt așa mare level animalele. Nu sunt de level mare. Ați văzut, level 10 l-am bătut ok pe ăla. Dacă dădeam de la început, îl executam, dar erau 2. Bun, cu mâncare stau bine și cu asta. Acum viața să mi se umple la loc. E greu. Dar nu-i problemă. De la greu o să fie mai ușor, pentru că eu sunt ML fucking race, cățelușa mea, how. Mai revin cât de cât viața. Acum sună inima în creier, dar nu contează. O zi pe unul aici. Unde ești, bă? Dansul de împerechiere. Brrr, unde e ăsta, mă? Coaie, unde e ăsta care făcea brr? Coaie, mami, unde ești? Că ți-am adus un ghiocel. Un ghiocel mic și păros. Uite-l, tati. Salut cu metre. Stai că ăsta mă bate să mor când am viață. Dă mine oare, cred că dă mine. M-a fătut ea în gără să te fot. M-a fătut ea în gără. No, nu dă mine, ok. Hai să-l ador, vreau să-l adorm acum, să fac unde ăsta. Ok, level 15, femeie. E bun. Hai să iau niște mejo. Vreau să fac unde asta, că ăștia sunt foarte bun la început. Ești chiar la început,
de ăștia merite să faci. E pe spate, te ajută și la cărat, te mai anunță când vine o furtună, mai bârie, mai cârie, mai țârâie. Unde e gerboau? Primul nostru team pe Arcascene Scorchert. Vă rog frumos aplauze în comentarii, vreau să văd minutul și emoji cu aplauze, ca să văd că mă aplaudați, că sunt și eu micuț. Ocazia să vedem și cât ce X-i la animale la... Dacă se fac de cât... Oh, se fac repejor animale, e ok. Îi ok. Gata, s-a făcut. Emeșa. Mă vine furtuna electronică. Asta furtuna electronică îți dă electrolizi în gură. Nu știu ce vorbesc, dar vorbesc. Vine mă încoace, mă. Hai mă încoace, mă. Gata, ok. Nu venea încoace. Bă, dar asta e pui? Nu-i cred că e pui, ha? Nu cred că e pui. Ia să vedem weight-ul. Acum ar trebui să pot căra mai mult. Mamă, dar vine furtuna, coaie. Vine țancă, uraga. Țancă, bagă pe aia cu... Ale de... De țancă, coaie. Na, unde mă ascund eu de țancă? De țancă cel de uragan. Unde mă ascund eu? Mamă, dar ce... Salut, comete, îmi dai și mie... Na, unde mă ascund eu de țancă, uraganul? Ce level are ăsta? Level 25. Bun, o să stau aici lângă piatră. Hai să-mi văd și eu patul. Văd și un spikeless, nu mai am, ok. Bun, bun, bun. Desert, armură de desert. La ce level ar fi? Desert. Desert ghili. Mamă, coaie. A, stai că ăsta e numai skin, coaie. Uitați-vă, furtună, coaie. Bun, bun, bun. Bă, momentan suntem ok, avem un gerboa. Ia uite-l pe mine. Nu știu asta dacă îi pui. Dacă îi pui, nu știu dacă mă ajută așa mult. Dar trebuie să fie gen... Na, matur, dar nu cred că... Ia, îi pui, mă, stai că vedem acum. Că dacă îi pui, îmi zice că nu, mă, e de la mare. Ok, atunci, level 19, urcă înapoi pe mine. Ia să vedem. Îmi dă ceva la ăsta. Ia, deci avem așa. Weight 68, da? Și îl punem pe noi. Weight 69. N-ați văzut nimic. Bun, mic, am frică să înaintez pe furtună, coaie, că nu văd nimica. Acum, vreau să fac o căsuță ceva. Hai că se cam oprește. Vreau să fac ceva level, în primul rând, că vreau să fac bază de wood. Avem la level 11. Bun, level. Cum să fac eu level? Acum o momentan pentru început. Hai că se oprește. Să bat animale ca să fac level, nu-i logic. Uite aici văd un pui de gerboa. Hai să-l execut, level 80 sau să fie greu de omorât. Că-i pui de la mic forțos. Bun, o să bat ceva animal până mai fac level 1. Iui! Bă, ce o să... Mamă, cum că eu... Dă-te în pana mea. Mamă, ce m-am speriat cu... Și ce-am văzut? Să mor. Eu am văzut că o sărit un om din pământ și m-a omorât. Nu știu ce căcat am văzut. Să-mi bag piciorul. Hai să bat și pe ăsta. Să iau și hide. Mă duc și iau și... Mamă, zis, nu am un cangur, că cangurul mă bate. Mă bate musca la karate. Unde este? Mamă, dar ce vegetație, că nu văd nimic acoaie în fața lui Marian. Stai, mă, gunoiile. Gata, l-am omorât. Dar ce mi-l dă rămână? Vezi, mi-s făcut să mi-l dea mână din stand după ce l-am omor. Că aia m-a și speriat. N-unde e ăsta, mă, coaie, să iau haiul de pe el. Hai că-l mai văd pe ăsta pe aici, dacă e. Hai că-l mai văd pe ăsta printre floricele. Dacă dau așa și mă duc pe aici, nu-l iau din greșeală. Hai că poate îi dau una la unul. Da. Ok, mă duc să iau mor puiul măcar. Puiul mai văd pe aici, măcar să vadă pe ăla ceva. Bun, nici puiul nu-l văd. Măcar am făcut un pic imediat, fac level... Ce level o să fac imediat? Level 8. Mamă, cât mai avem până la level... Vreau să fac fundații. O să învăț acum fundațiile de teci. Ca să le craftez, să fac level de pe ele, știi, de pe spatele lor. Cam aia e treaba. Mi-aduc aminte de căcatul ăsta. Aici ar trebui să fie lup sau ceva să mă atace. Zona asta. Mi-aduc aminte de zona asta de pe... Că mapa e cam la fel ca parcul vechi. Știu, modificat câteva chestii. Mai băgă, da, cave-uri din câte am înțeles și câteva nebunii. Câteva structuri unde poți să-ți faci bază. Ceva castele pe hartă și ceva nebunii. Dar în rest cam tot aia e harta. Și știam că asta e o hartă pericoloasă. Mai trebuie ceva să fac level. Hai să mai iau niște cactus că... Asta. Mai trebuie să fac un level măcar să... Uite acum, gata, perfect. Ca să învăț să... Ca să învăț asta, mă. O fundație, stai așa. Fundație de tech, că altceva n-am, nu? Da. A, am cooking pot. Oh, păi perfect. Bun, și acum o să fac astea până fac level vreo 20 ceva. Cam mai e treaba. Bun, stone wood. Cam asta e treaba. Aia o să tot fac. Bă, dă-mă stone-ul, mă, ce faci? Bun, și o să facem niște cooking poturi. Pentru început, ca să creștem în level. O să-mi trebuiască... Bine, nu o să pot căra foarte, foarte mult. Dar vedeți, mă, că gerboa asta mă ajută, coaie. Sincer, mă ajută. Fără pe bune acum. Bun. Mai trebuie stone. Bun, hai să vedem cât level dăm de ăsta. Ar trebui să ne facă level instant. Deci așa, eu așa zic. Acum vedem. Bă, de pe ăștia o să mai iau ulei. Stai așa. Bine, ulei... Na, nu cred că am nevoie momentan de ulei, sincer. Mama îngreunează că și ăla e destul de greu. E 3 kg. Dacă l-arunc în parmea, n-am nevoie de ulei momentan. Bun, mi-a dat... Uite, aproape... Uite, am făcut un level. Am zis că îmi dă un level. V-am zis. Bun, am făcut level 9. Ok. Îl iau, îl distrug. Stai așa un pic. Îl iau, îl distrug. Frumos. Pac. Mai craftez unul. Mai îmi dă. Dar stai că mai trebuie. Bun, și tot așa. No, craftez așa până fac cât de cât ceva levele ca să fie totul bine.
Bun, băieți, am făcut level 28, mi-a luat o noapte întreagă, cred că ar veni ceva furtună. O trebuie să stau și lângă foc, o veni ceva furtună de aia de zăpadă, cum ar veni în ghile mele, adică mi-a fost foarte, foarte frig. Bun, mi-am plusat ceva, level 28, hai să vedem câte am făcut, avem 200 și ceva de puncte. Hai să vedem, deci avem așa, Spyglass-ul vreau să-l învăț, Bola vreau să-l învăț, că vreau să-mi place Ebola. Bun, Stone Arrows, Bows, ok, hai să vedem altceva. Cementing momentan nu mă interesează. Bun, vreau să-mi ajungă punctele, să fiu sigur. Stai să vedem altceva, ceva ce e important aici. Uneltele de fier, smithiu, forgiu, whip-ul. E foarte important whip-ul. Chestia e următoarea. Cu ăsta strângi foarte multe. E foarte important pe Scorchert ăsta. Chestia e că nu știu cum iei silk la început. Nu mai țin minte cum luam silk. Trebuie să găsești ceva plante ca să iau silk-ul ăla. Ăla e important. Tranquilizante. Ok. Altceva. Parașute avem în toată viața. Stones. Ups. Ok. O să facem direct bază de stone. Ok, 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 direct bază de stone. Uite că, bă, da, vezi că am făcut ceva level cu aia. Crossbow, spikes, oops, 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 oops. Asta mă interesează pe mine, desert, vezi, desert, cloth. No, asta mă interesează, mamă, dar trebuie cu silica, cu silica sau cu silk? Stai. Silica numai casca, ok, dar nu mă interesează neapărat casca, vreau să avem asta. Dacă avem asta, ne ține, rezistăm foarte bine la căldura. Asta, pentru asta am strâns eu așa mult level. Pentru asta îmi trebuie mie. Bun, după aceea level 30 o să mai facem level cu timpul. Acum, următorul pas. Să-mi fac niște... Bă, eu aici sincer mi-aș face, pentru început, așa o mică băzuță. 4x4, nu ceva mare, ceva micuț. Numai să îmi pun niște iteme de început, știi, până facem primele taming-uri. Deci hai să începem să strâng niște stone, fac vreo 4 fundații, cam așa, o bază micuță, nu ceva mare. Până facem ceva, nu știu, raptor, ceva să ne putem plimba și ne liniștiți, ceva, nu știu, vedem. Aici avem și fier în partea aia, deci n-am uitat. E numai bine că o să mă duc și după fier, o să facem iteme de fier, hai mă că începem bine. Uite un player, bă, player. Mamă, sper că nu mai execută asta acum. Mamă, ușor, player. Calm, să mă duc repede să mă ascund. Dar vin furnicile după mine, că mă ascundeam aici în pământ, dar vin furnicile. Mereți, mamă, și dacă dau în ele mă aud de asta. Hai mă, că ce e așa greu? Da, e prea greu. Trebuie să-mi arunc chestii să fug. Că mă vede căcatul ăla. Că dau acum în furnici, mă vede ăla. Ce să arunc repede? Aruncă-mă în nisipul, măti. Ok, liniște. Mă vede ăla, băieți, mi-e frică coai de la. Rogolem, aruncă cu piatra după mine. Fugi. Mamă, deci are baza un player pe aici. Uite, bă, mă urmărește playerul coaie. Mă urmărește căcatul ăla de player, pișeam, aș sper să mă piș. Deci nu e o zonă bună aici, că umblă pișatul ăla. Vezi, și-a făcut și el de la. Deci nu cred că e zburătoare coaie. Cazut are liliac de la. Are futute. Bun, dar pe ce mi-e frică să merg că... Să-mi dau de ceva... De ăsta, cum să... De raptor, de ceva. Ala mă caută să mă moare sau ceva, nu știu ce vrea să facă. Cu viața mea, care după mine se uita. Că au văzut că sunt pe acolo, deci are bază pe aici, ala bă. Futu-s furtuna mătii. Ok, am vorbit cu băiatul ăsta pe cea, că m-a strigat pe chat acolo. O zis că e prietenul, nu vrea să mă moare sau ceva, deci e ok, nu mai fug de el. Când îl văd o să vorbesc cu el. Bă, dar nu mai merită furtuna asta, nu se mai termină, trebuie să dau sunorul în ce, că mă dor urechile, futu-s furtunile mătii. Ok, lutam și-o venit un lup și mi-o dat laba. Fără să văd nimica. I-am apucat să pornesc filmări ceva, uite, 400 de metri. Uite, l-am încă zbor acolo cu aia. Să nu vadă, să nu fure itemele. Bun, hai să dacă pot. Îți lupi pe aici, coaie. Dar furtuna asta, să-mi bag piciorul în ea de furtună. De o oră, coaie, dă-mă morție, că mă super la urechi. Futu-s urechile mătii, că-mi dau urechile jos. Fost ceva lup de level mare, 145. Bă, bine că zona aia sunt lupi. Asta măcar e bine, că o să mă bag pe taming la lupi. Că la nici nu trebuie sedă, știi? Și numai bine că o să fac lupi. Că aia sisi de făcut, îmi fac câteva săgeți, le dau la Google. Și o să fie beton, că cu lupii rupem. Mă, stai să văd să pot să-mi iau itemele acum. Bună ziua, sunt eu. Pisica mea miau, îmi pun la bătaie. Că pleca să atace alt animal sau ceva. Uite-l. Dar numai acolo ăsta împăzește găoaza. Ce face? Mie după mine, a? Da. Hai să-l duc aici, la ăsta. La animalul ăsta. O să mă prinde din spate? Da, mă prinde din spate, a? Hai că-l duc, încerc să-l duc la ăsta. Hai, fraiere. Hai că mi-am pus în stamină, dați așa la parfum. Așa, gata. O luat agro-ul pe ăla. Bun, și acum încerc să mă duc să-mi iau itemele.
mi-a ieșit planul. Trebuie să mai fac stamina puțin. Bine că mi-a pus în stamina, mi-a pusat în stamina. Deci aici eu tot acolo să mă duc să-mi fac bază, lângă. Dar băiatul a spus că n-are nimica cu mine, că, na, pana mea, sunt încă mic pe server și n-are ce să facă de la mine, ce să-mi ia. Uite, pui de lup! Oh! Pui de lup! Pot să-mi iau, să-mi bag în nas. Dar nu mă interesează, vreau să-mi iau, uite, să plec de aici, că aici e zonă periculoasă. Nu! Sper că nu mai ești ceva lupi. Hai, uite, mă, ia-ți. Ia-ți. No! No! No, 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 no! No, 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 no. Ah, uite aici, mamă, ce m-am... Am crezut că nu mai am, mamă, i-am dat și palme de mie, o sări capul. Ah, am crezut că mi-a dispărut itemele sub pământ. Mamă, ce m-am speriat. Doamne, ajută-mă. Bă, stai că n-am vrut să arunc aia. Stai așa, că aici ceva ce nu vreau să arunc. Mamă, am crezut că mi s-a dus itemele sub pământ. Era să mă sinucid. Ok, hai să plec din zona asta. Băi, asta e o zonă bună aici, că vin după lupi. Asta e clar. Deci aici o să rămână după lupi. Mai am încă două selinguri și mi-a terminat bază. Deja pot să-mi pun fundații și nebunii. După aceea o să mă vânez niște jerbo, am fac un pat. Da, îmi iau un lup sau ceva și după aceea mă o să caut locul de bază principal. Aici e unde m-a văzut băiatul ăla. Seamnă că el are bază pe acolo, pe la obeliscul ălalt. Mă gândesc, nici nu știu. Mamă, nu uitați-vă ce-o venit. O venit căldură de aia mare. Mamă, urlăm toți, vin țiganii, fu țigane de aici. Adică vine-o cu acea să-mi fac pat, vine-o cu acea să-mi fac pat, vine-o cu acea să-mi fac pat. Vine-o cu acea să-mi fac pat cu tine. Am nevoie de pielea ta. Am nevoie de pielea ta. Am nevoie de pielea ta. Dă-mi piele, dă-mi piele, dă-mi piele. Nu te duc încolo, că poate dai de unul și mă rupe. Hai, am nevoie să-l bag pe ăsta acum. Vine-o cu acea țigane, da-ți-a țigănimia pe gură să-ți dau. L-am rupt. Mamă, ce mi-a dat? Nu mai știu ce mi-a luat. Mamă, dar mor de cald acum cu aia, nu vedeți? Asta e nașpa în deșert cu aia. Deci dacă aveam acum haine de deșert, era bine. Au venit căldură de mamă, futus mod, dar du-te mă și-n pizda mă, ti să te duci. Du-te mă și morții mă, să-mi sur... începem, de acum o să înceapă treaba asta frumoasă. Asta nu suport, bă, băi, la joc, la orice joc, asta nu suport. Mori odată, după aceea trebuie să mor non-stop. Bă, de 3 ore mă joc, hai că de 3 ore, de 2 ore mă joc, n-am murit, o singură dată n-am murit. Bă, când mor odată, gata, ți-o futut tot. Așa jocul, bă, toate jocurile sunt așa, futu-ți, bă, m-a săturat cu aia, bă, dar îi zici că e un lup infinit, tot așa, se întâmplă aceleași căcaturi cu aia. Du-te, mă, că în viața reală, dacă mă sinuci, nu mai pot să reînviu, futu-ți morții, mă, ta, nici nu pot să ajung la corp încă. N-am cum să ajung la corp, ești împit? Deci fii atent că n-am cum să ajung la corp. Deci nu pot să cred așa ceva cu aia. Deci e incredibil, bă, să-mi bag. Du-te, mă, morți, bă, cam așa. Bă, ce bine o mers până acum, cu aia am baza mea, nu cred că mai să mai pot să-mi iau corpul ăsta niciodată. M-am lăsat, deci nu mă mai joc. Deci mă jur! Mânc, toți mucii mi mânc, bă, gata, mi-aș... N-are rost să mă respawnez. N-are niciun rost să mă respawnez, că mă respawnez și mor de cald. Trebuie să stau, uite, să-mi dau laba acum, mă duc, hai că mă duc să-mi dau laba, du-te. Dar tot căldură de aia mare, am stat jumătate de oră, cât să mai stau cu aia? Dar, nu, ce vrei să fac cu aia? No, am stat acum, eu am stat... Am stat afecat 10 minute, cât să mai stau cu aia? Tot căldură mare cu aia. Cum mă, eu nu mai iau corpul, bag pu... Deci nu mă mai joc, bă, să-mi bag piciorul dacă mai joc. Du-te, mă, morții, mă, de-a stau și-mi pierd timpul cu un căcat. Deci mai mie un... Rafaele, hai să jucăm Minecraft, fut... Futu-ți jocurile, mati, bă, nu suport, bă, băi, nu suport, bă, prostile astea de jocuri cu aia. Cu cine le-o inventat cu căldurci, că-ți dă căldură cu aia. Păi în deșert mă duc în găoaza goală dacă mi-a futu-ți morții mătii și nu pățesc nimic, a futu-ți jocurile mătii că sunt realiste. În deșert morții mătii stau în găoaza goală, nu pățesc nimic, a futu-ți gâtul mătii, mi-arăt curul la soare și mă prăjesc în găoază. Ce morții mătii ai futu-ți jocul mătii? Da, păi nu mai am pierdut toate itemele să-mi bag. Mamă, de mine se spar tot în c***. Mătii, cu cine v-au inventat să vă fut neamul în gură de proști? Futu-vă în gură să vă fut cu jocurile mătii să-ți fut. Bă, incredibil, bă, incredibil să vă iau lupii la p***ți gâtul mătii cu scorcerturile mătii să vă iau crocodilii în p***. Deci dacă mai mor o dată, numai 5 de astea poate să-mi apară. No, să nu-mi dispară ăsta unde... Aici am murit eu, aici am itemele. Dacă, bă, am stat o jumătate de oră să-mi strâng bază de stone. O jumătate de oră am stat cu aia. Eu nu mai pot, nu, când să mă spawnez, că e frig și cald meste tot. Când să mă spawnez, mai știu să-mi pun ochelarii, așa se pun ochelarii. De unde știu când să mă respawnez cu aia? De unde să știu cu aia când să mă respawnez cu aia? Că nu-mi scrie aici, vezi, aici ar trebui să scrie. Ziua 15, ora 7 la măta, am cizdă, furtună de măta. Nu scrie. Beds, regions. No, când mă respawnez, arde pământul cu aia. Doamne, ferească-mă dacă am pomenit, când deși stau în găoază goală și nu pățesc nimic. Te rog. Nu se poate, frate.
Nu se poate, coi. De jumătate de oră stau și îmi dau la... Incredibil, bă, bă, dacă... Doamne ferească, mă, futuți admini cu prostile mătii cu ce ați făcut pe serverele astea, incredibil. Și unde vrei să mă bag? No, unde să mă bag să nu mai am furtună în gură? Dar cât vrei să stau coaie fără furtună? Bă, ăștia-s retardați, dar cât vrei să stau, mă, 3 ore coaie? Doamne ferească, mă, scorce, joacă-te, rei, scorcert. Futu-ți flash-ul în gură să-ți fut, joacă-te, rei, scorcert, că-i fain. Nu mai pot de fain ce-i, nici nu mai pot să-mi iau un item. Măcar să mă duc acum să-mi iau un inventar să mai mor cu el în inventar dacă reușesc. Uite că nu mai e furtună. Nu mai e, dar tot mor de cald. Ok, s-a dus furtuna măcar. S-a dus măcar furtuna. Dar mor tot de cald, bă, coaie. Nu mai... No, aici, uite aici am murit la 2. Și acum că mor oare mai pot să vin aici, coaie? Mai găsesc ăsta, bă? Deci așa ceva. Bă, dar nu pot, bă, eu nu pot să înțeleg. De ce mă pun să fac clipuri de astea grele când eu pot să mă joc Minecraft, coaie? Eu nu, asta nu pot să înțeleg. Bă, mă pun să mă joc jocuri de astea, coaie. Când eu pot să -mi fac episoade, să am 1000 de vizualizări să mă joc Minecraft. Ce morți mă ți stau să mă chinui, mă, ca un tâmpit. După aceea mor de foame. Asta este, mă piși pe ele jocuri. Stau să mă chinui ca un pro să mă joc tot căte căcaturile de joc, cu cele mai hard jocuri eu alea mă joc. Ca așa ești prost în viața reală, înțelegi? Doamne ferească, mama. Da, uite, acum ai unul de ăsta care dă cu pietre aici. Fixa corpul meu, coaie. Corpule, corpule. Corpule, măcar n-am murit, coaie. Măcar pot să-mi iau bază înapoi. Bă, măcar mi-a recuperat astea, bă. Sincer, mă lăsam de tot jocul, pișam aș pe el. Deci mă jur, mă, piși pe el. Da, mă, în gâtul măsii de încă mor din căcaturi. Cum să nu te lași, ești tâmpit? Păi mor, să mă moară ceva realist. Nu să-mi vină vântul să mă flutuie. Bun, hai să-mi pun și o bază asta altă jos și să-mi pun un pat, mă. Bă, trebuie să găsesc un animal să-l bat, să-mi pun un pat, bă. Vreau să-mi fac baza acolo unde am stat mai înainte, că acolo e liber. Nu sunt animale periculoase, acolo jos. Iar suflă vântul ăsta de 3 ore să mor. Eu joc cu sonorul la minim ca să pot să mă joc, că mă dor urechile. Opa. Vino cu acea târfă. Vino că am nevoie de hide la tine. Am nevoie de hide, ăla-i. Să fac și eu niște paturi. Stai să-ți omor și pui că... Mie îmi plac pui... Bă, gerboa-ul meu, coaie, a murit! Mi-a murit și gerboa-ul, bă. De-aia nu mai pot căra eu așa mult. Că înainte parcă puteam căra ca lumea. Deci de... Bă, stai că ăștia-s bun, mă, să-i țin, mă, că expiră mai repede. Să-mi fac care puternică, că-mi trebuie care puternică pentru săgeți. Înțelegeți? Deci trebuie să mai craftez un gerboa, că eu le craftez gerboaurile. O să mai fac și un gerboa, dar îmi duc acolo să-mi pun o altă bază, să-mi pun un pat, hai să văd, pat, bed. După 30 de ore, coaie. Ales scorpion acolo, că nu văd bine. Am văzut o coadă pe sus. Cred că e pisica mea, miau, ridică coada. Mamă. M-am pus pe burtă. Au venit ăsta. Nu, fugi. Nu mă vezi, fraiere, că sunt orbită. Sunt orbită orbitoasă. Fraiere, nu mă mai vezi că sunt orbită orbitoasă. Fraiere, sunt orbită orbitoasă. Hai, culcă-te. Ah, bun, aici e zona în care sunt safe. Aici e zona în care eu sunt safe. Bă, bine că mi-am pus să trebuie să mai pun ăsta mine ca să pot fugi de ăștia, coaie. Trebuie să mai îmi pun în stamine ca să pot fugi de căcații ăștia. No, aici mă pun. Aici am făcut o bază. Hai, câți nervi am avut. Deci câți nervi am putut să am, băieți, credeți-mă. Credeți-mă, coaie. Bun. Unde-s? Bă! Ok, deci wall-urile le-am pierdut. Am avut wall-uri și le-am pierdut. Am avut 4 wall-uri făcute. Nu știu, mi-au mâncat terrorboard wall-urile, coaie. Uitați-vă ce față am zis că scopos. Mi-a mâncat, deci aveam aici 4 wall-uri făcute, am stat 10 ore să le fac. Na, iară trebuie să mă duc să craftez. Hai să-mi fac măcar un chest, să-mi pun căcaturile în chest. Am chest pe aici, stai că nici n-am deblocat chest-ul, coaie. Am large chest, stai. Large chest. N-am. Ba uite, stai că stai box, large storage box ăsta, ăsta. Bun. Pisică, ridică coada, că vin cu nasul să-ți mâncă catul. Hai că-l bate, poate-l bate, bate-ți doi? Nu-i numai unul. Hai, bate-l două de cusule. Hai, de-abia aștept să-mi fac și eu niște animale. De-abia aștept, coaie. Bă, dar zice, în zona asta am stat aici... Bă, de jocul ăsta e făcut ca să fie... Să-ți fută nervii, coaie. Aici am stat și am farmat, cred că 4... O oră am stat, mă jur, să-mi fac levelul ăsta. Level cât am? 30. Aici am stat. Un animal nu a venit să mă atace, coaie. Un animal nu m-a atacat. Acum, cybertuți, chiftele, mă, pireu, vin cârnații, mi-i bagă în cur fără să mă sug.
Nu știu coaie, până acum nu sunt pa nimica. Nu știu, dintr-o dată vine Dumnezeu și îmi fute una, că iară Dumnezeu mă fute în gât. Bine, stai slab, ăsta poți să-l bag că e level mic, am văzut că i-am dat sângele pe gură. Dar n-am spir, mă, coaie. Da, ce-mi place aventura scorcertului, vă place? Băi, acum pe bune, coaie, vă place? Vă rog frumos, nu în comentarii, vă rog. Gata, mă, nebunit, gata. Am înnebunit. Asta este. Jocul ăsta te duce la nebunie. N-ai ce să faci. Dar nu pleacă muistul, acolo stă. Deci trebuie să-mi fac spir sălbat, că altă șmecherie n-am. Dar mi-e ciudă, coaie, că nu știu unde mi-au dispărut wall-urile, bă, că aveam wall-uri la mine, aveam baza gata făcută, mai trebuia numai două setting-uri să fac, atâta mai trebuia. Nu știu unde a dispărut, sincer. Ce am auzit? Scorpion. Scorpion. Fugi, fugi! Am înnebunit, băieți. Au venit 7 lupi acum la corpul meu. Am înnebunit, băieți. Am înnebunit, vine scorpionul după mine. Asta nu pot să mă bag că ăsta mă adorme, nu-i bărba călbat. Hai mă, futu-s! Mă! Fugi! Nu, să nu mă atingă că mă adorme. Într-o lovitură m-a adormit. Într-o lovitură m-a adormit. Mamă, terror board. Am înnebunit, coaie. Am înnebunit. 7 lupi acolo. Ci că hai să-mi fac bază acolo că e liber. Ce-i place la Dumnezeu să-și bată joc de mine? E place, bă, după ce că n-am un deget, mai și râde de mine, muistu. Fii un tomberon. Râsul care te pălește. Râsul trenului. Râsul care dă din aripi. Hai să-mi respawnez, să vedem. În câte secunde mor? Să vedem? Au, deja sunetul morții? Păi că îi bate două de cușii. Două de cușii câștigă. Câștigă două de cușii. Gata, l-a omorât pe unul. Hai două de cușii, ajută-l, bă, ajută-l pe frate-to. Ajută-l, mă, pe ăla, să-l omoare pe lup. Ajută-l, așa. Bate-te. Hai, Dumnezeu, uite că mă ajută Dumnezeu, coaie. Mă grebe să-mi iau corpul. Ia ajut eu pe ăștia, vă ajut eu, băieți. O să vă ajut eu acum. Să vezi ce-i rup acum eu. Vă ajut eu, băieți. Ce level are ăla, dar nu pot să vă cel... Na, hai, mă, fraiere. Na, hai. Na, mă. Alo, ambulanța? Veniți că mă luate ăștia. Liniște. Văd un raptor acolo. M-a presnit Dumnezeu. Produc cașcaval ca banca. O întreții și pe... Nu. Jocul ăsta, bă, sincer vă spun, nu-l cumpărați și nu vă jucați că nu merită. Eu sunt YouTuber, bă, eu sunt profesionist, am 2000 de ore în jocul ăsta. Eu știu să mă joc, din câte se vede. Voi nu vă cumpărați așa ceva. E un căcat. Credeți-mă, Flash, X-Malor, ieșiți de pe jocul aia. Eu mă joc, na, că asta e, sunt YouTuber, trebuie să vă fac conținut. Jocul e foarte de căcat. Sincer, nu merită banii. Da. Bună ziua. În locul ăsta unde mi-am pus patul, am stat 2 ore să-mi fac level 30, un lup n-am văzut, bă. După aia, nu știu. Dar normal, acum iar o vint încălzirea globală. Tai de viața mea, incredibil jocul, bă. Deci e incredibil jocul ăsta. Na. Deci, uite, lupul stă acolo. Lup, hai mă, morții mătii de acolo. Na, uite-l unde stă, mă, și nu sar la bătaie la tot de cuș. Stă și împăzește corpul. Căldura e căldură. Bag în fortitudine foarte greu, bă. Deci nu vă recomand să vă jucați. Dacă îmi pun de asta pe mine, mai am ceva? Trebuie apă. Apă. Ai de viața mea. Pun armură pe mine. Ai, mă, coaie. Mă, ba, lupii mă bate pizda. Du-te, mă. Uite-te, mă, coaie, bă. Băi, coaie, bă. Băi, coaie, bă. Nu vă jucați cu aia jocul ăsta, bă, nu vă jucați că e de căcat, cu aia, nu merită, dați dislike. Bă, dar dă-te morții, mătii, dar nu mă lași nici să mă respawn. Dar n-ai, bă, nu mă lasă nici să fac nimic, cu aia. Deci nimic nu mă lasă cu aia. Dă-te, mă, în spume la măta, în pizdă, bă, dă-te, mă, morții, mătii. Mai mi-au la măta, mai mi-au itemele, dă-te, mă, și în gâtul, mătii. Căldură după căldură, tot ce vreau eu să-l atrag pe căcatul ăla de acolo, mă, pe lup. Atâta vreau, mă. Atâta vreau, futu-ți lupii mătii. Ha? Gata. Am scăpat? Unde mi-e corpul? Fie că nu mai am corp.
Mă duc de 1000 de ori. Băi, numai să-i fut nervii la lup. Eu astăzi mă piș pe el de joc. Îi vreau să-i fut nervii la lup. Mă duc peste el de 1000 de ori. Îi fut nervii la lup. Lupule, am venit, fraiere, să-ți fut nervii. N-ai cum să scap de mine, prostule, să-ți fut familia în gât. Lupule, fugi acum, ți-e frică de mine că am venit să-ți fut nervii. Prostul, mă, te-am văzut că a fugit încolo. Uite, acolo. Hai cum să-l duc de aici. Lupule, vin să-ți fut nervii, prostule, nu scap de mine. Suntem în race, am și muci în nas. Fraiere, sunt aici. Îți fut nervii, prostule. Vin de 1000 de ori să-ți fut numai familia. Îți dau stream să n-ai futut-te în gură să te fut. Vino încoace, lupule. Dar acum nu vine, uitați-vă și voi. De ce nu vii, mă? Lup, dar vino, mă. Bă! Nu, uite-l, coaie. Ioi! Așa, lupule, haide. Hai, futu-ți familia în gură să-ți fut. Hai, că am scăpat. Ți-am dat apă futu-te în gură. Hai. Hai, futu-ți morții mătii să-ți fut. Ia uite ce ți-am zis că-s bulibașă. Ia uite ce-mi sar țâsele. Ioi! Nu, mai lasă, ai pus botul, futu-te în gură. Lupule, hai încoace. Hai, mă, fraier, că ți-am dat țapă, futu-ți morți. L-am prostit pe fraier. L-am prostit. Ce-mi plac, uitați-vă ce față am zis că sunt Christmas. Cum mă, pot respauna și eu la pat? După 3 ore de joacă, n-am făcut nimic? Numai la pat nu m-am spawnat. Hai să mă duc să-mi iau itemele. Dar nu cred că le mai găsesc. O, bine, nu mai aveam nimica. Cine știe ce, aveam armură și 2 sailing-uri, deci nu aveam cine știe să pierd, știi? Da, măcar să văd dacă... Da. Pa. Nu, stai mă, omoară-mă că mă duc la pat, că iară mor de că... Bă, omoară-mă. Ok, mi-au itemele, dar ce credeți? Numai lupul? Ok, itemele mele, stai să văd... Numai lupul, ce credeți? Acum ai căldură. Cam asta e treaba, nu cred că mai am... Bă, uite cum am. Ok. Dar nu astea. Altă geantă, uite aici. Mamă, câte genți pe aici. Aici nu, aici. Aici e pireu. Genți, vreau genți. Vreau genți lui Vite. Vreau genți lui Vite. Unde mi? Mamă, futurul ăla zici că e pireu? Nu. Doamne, incredibil, bă. Nu, unde a murit coaie? Unde mi-i corp? Bă, ăsta? Nu. Unde a murit? Pe aici parcă a murit, nu? Pe lângă bază, gen. Da. Ah, jocul ăsta e incredibil, bă. A fost căldură, o mor de 10 ori. O trecut căldura, Dumnezeu m-a futut cu lupii în gură și cu toți raptorii și cu toți terror bărzii. O trecut astea, am scăpat, vine iar căldura. Să vedeți, trece căldura, iar vin lupii. Nu știu cu aia, nu știu, jocul ăsta să-mi bag piciorul. Opa, aud ploaie. Da, nu mai e căldura aia mare, dar tot e căldura cu aia. Nu mai e căldura chiar aia mare, dar... No, bun, hai să încep să strâng ceva, că pot să fac și-o ceva. Nu știu unde să mă duc, în ce parte să mă duc cu aia. Da, deci nu mai pot să fac nimic aici tâmpit, hai să fac niște haine rapid să-mi țină de frig. Bun, hai că mi-a trecut frig căldura. E perfect, a trecut. Bun, ok, itemele nu cred că mai pot să mi le recuperez. Nu cred că mai am item aici, deci n-ar rost să mă mai uit. Hai să mă duc un pic să mă depărtez de zona, dar nu știu unde să mă duc să fiu mai sărit acolo vulturi. Hai să-mi fac iarăși, să-mi refac itemele. Hai că am reușit să mai fac și eu niște pereți, niște ceva. Hai să pun o ușă aici. În sfârșit cu aia am reușit să fac. Pun o ușă de asta secretă, să nu știe nimeni, numai voi știți. Liniște, înreți liniște. Cred că o să fac o rampă aici sus ca să mă pot sui în caz că mai e spor ceva. Momentan nu o să închid la bază, o să fac numai pereți și nu o să închid, știi ce zic? Bun, hai să mai mă duc să mai fac. Mă duc aici sus și farmesc, aici văd că nu-i nimeni. Acum sper să nu mai vine furtun de căcat, ce vorbeam. Deja a venit o fuldură de căldură. Nu știu cum fac rost de silk, mă. Deci eu am învățat armura de deșert. Dacă îmi pun armura de deșert, nu o să mai am problemă niciodată cu căldura. Sau dacă nu, când vine de aia căldură de aia mare, îmi fac un cor și mă fac un cor, știi? Dar nu știu de unde fac rost de silk. Silk era ceva, plantă lângă apă, nu... Opa, ăsta e silk-ul. Nu, ăsta e chamberry. Deci trebuie să mă uit pe net să văd că nu mai știu la ce-mi dă silk. Mie numai silk mai trebuie ca să-mi scap de căldura vieții cu aia. Atâta mai trebuie silk și am scăpat, ești nebun. Ok, văd că în partea asta nu e așa cald. Deci numai în partea aia e căldură. În partea asta nu e cald, e periculos. Bă, ce miciude că mi-am pierdut carne, că aveam vreo 30 ceva carne, dar... Hai că mai mort acum eu niște animale să pun și pe asta ca să-și dea split-ul, să facă, să se mucegăiască. Că aveam ceva să-mi fac să gești, că o să vreau să fac niște lupi, niște astea. Acum termin baza și ne băgăm pe temi, că nu se mai poate, coai, foarte greu, deci... Cel mai hard, deci exact ce, deci ce ați văzut până acum, în jurături și toate astea, exact așa am pățit și acum 8 ani, când s-a băgat același mod, da, parc, exact același căcat, muream de cal, mă disperam, înjuram, ăsta e modul cu ei, hardcore. Încă ceva în bază, normal, pe jocul ăsta trebuie să-ți faci bază, dacă vrei să-ți faci bază, să stai în ea gen, trebuie să iau niște
niște cartuși. Trebuie să facem bază de abdoe, da? De abdoe flash player. Abdoe, cum se numește? E de nisip, cum ar veni, sau ceva de genul. Și acolo poți să stai înăuntru, chiar dacă e cald afară sau ceva de genul. Că dacă faci orice bază, dacă ai intrat în ea, te coci. Mor de cald dacă ai intrat în bază. Deci cam aia e toată treaba. Uite, vezi, în partea asta nu poți să vin, că aici e cald. Trebuie să mă duc înapoi. Deci când o să facem baza noastră principală, o să fie ideea de abdo. Bine, baza asta nu o să o închid, o să o las așa momentan deschisă, că oricum o să umblu pe aici prin jur, știi, nu o să-mi fură nimeni nimica, sper. O să umblu pe aici prin jur, n-o să o închid, că dacă închid o să mor de cald în ea, nu o să pot să stau nici 2 secunde în ea. Dacă vin lupii și mă bag în ea, a murit. Mor de cald în ea. Ok, acum mi-e sete non-stop, deci nu, e foarte greu, mă, foarte, foarte. Și mi-e frică să mă duc, uite, numai în partea asta pot să mă duc. Deci joc mă împinge în partea asta, aici unde-s, opa. Aici unde-s pișații de lupi, mă, în zona asta, aici tot mă împinge jocul, pișam aș pe el de joc de căcat. Tot aici am zice să vin, tot aici, să mai pun fortitudine. Hai că acum am închis și baza, îi perfect, gata. Așa rămâne momentan baza. Bă, ce asta am vrut să-mi fac, mă, când mi-a venit lupul ăla și m-a omorât. Chest, large chest, ăsta. Woods. Dar nu prea mai ies cactus, pici, că mor de sete non-stop. Pai, ce hardcore-i jocul cu aia. Mamă, ce hardcore-i jocul cu aia. Vezi ce bucat o să-mi iau pe aici. Dar n-am în altă parte, n-am unde să mă duc. Trebuie să caut lemne acum. Lemne, ca dracu, nu găsești. Nu, caută lemne. Uitați unde-s pomii de lemne. Să mai bag și animale, să mai fac rost de hai, m-am dat ce vegetație aici în zonă. N-o să stau aici, asta e clar. O să mă mut de aici. Dar mai avem, momentan trebuie să stau aici, că n-am ce să fac. Mamă, ce puțin o de pe animale. Oare dacă dau cu turnâșchiopul, iau mai mult hide? Când mi-e trebuie acum hide, să îmi fac și... Dar armură de hide nu am nevoie, gen. Dar o să trebuiască pentru bola. Vreau să fac multe bola. Că o să batem Cybertool, o să prind mai multe animale. Chiar dacă n-am saddle pentru Cybertool, momentan, că la level mai mare. Dar să am de apărare la bază. Și o să fac... O să trebuiască oricum acum să fac o armată de animale. Că lupii o să... Că lupii o să umble în gașcă și dacă mai dau de lup și îi las la mine la... Nu pot să-mi las animale la bază, trebuie să fac garduri cu spike. Trebuie să spike am învățat. Trebuie să fac spike-uri pe la bază, că n-am cum să-mi las animalele. Mamă, mor de cald aici. Fu, băga-mi-aș piciorul. După aia, hai să fac chestul ăsta. Și să mă uit să văd cum morții măsii fac silk, că am uitat. Ce plante trebuie să găsesc pentru silk? Aia trebuie să mă uit acum, că să-mi fac armură de deșert, să nu mai mi fie cald niciodată. Să-mi fac și cort, când vine căldura aia mare, chiar dacă ai armură de deșert o să mor de cald. Știți, când vine căldura aia mare, trebuie să te bagi în cort, cam aia e șmecheria. O să mă uit, mai să fac chestul. Ok, îl băgăm aici așa frumos. Țac, bun, gata. Bă, să lași nisip, că poate o să am nevoie să mă scobesc în as cu el. Iar mor de cald, au venit căldura, cred că peste tot acum. Carne puterzită am, hai să mai pun aici. Trebuie să mă duc la vânătoare să mai fac mai multă carne puterzită. Hai să-mi fac și mamă, dacă mi-e cald doar că sunt casă? Ia, dacă ies afară. Că acum un bârâie un de ăla, acum cred că vine căldura aia mare, că bârâie un gerboa. Când bârâie gerboa, vine căldura asta mare. Na. No. Ce fac acum cu aia? Aha, gata, știu circul cum se face. Da, mi-aduc aminte, gata. Bun, hai să fac silk repede, să-mi fac armură. Deci, silkul se face omorând fluturi de aia, da? Și după aia, dacă faci beach, poți să iei silk-ul și din pădure, da, din, dai pur și simplu că și ei, de pe jos, cam aia treaba, dar până faci chestia aia, trebuie să bați o albine de aia, de așa, bola, mai trebuie stău, că mor de sete iarăși, futu-ți gâtul și nici n-am unde să mă duc să iau cactus, mă, coaie, că aici-s lupii mătii, dăm cactus să beau apă, coaie, trebuie să-mi fac și un mercopriter curs de ăla ca să-i beau apă, e un animal cu cocoașă, de poți să bea apă de pe el, uite, pastre să o batem, o să bat imediat, mă, că... Hai să vă, să pune jos acum, dau în ea, dar mor de sete, nu pot să stau sobat. Pastă de sobat, acum să iau silk. Dacă am luat silk și am făcut armură, ne-am scos, mă, nu știu că silk dă acum, aia e problema. Bun, aici mă, o să mor de cal, nu-i problema. Înainte să bat asta, să mai fac niște spiruri, că cine știe ce level are. Și cât trebuie să dau în ea, poate mi se spar spirurile. Știi ce zic? Bun, acum trebuie să se lase jos și o să o execut. Cam aia e toată treaba. Bola mai pot să fac. Fiber, da, să mai fac și o bolă. Că cine știe, uite-s două acolo. Deci nu știu cât îmi dă. Sper să-mi dea să-mi fac o dată un pic de armură. S-a pus... Mamă, lup. Da, hai de... No, uitați-vă cu aia. No, acum ai lupa acolo. O făcurește pe asta lupul? Uite să-l fac pe ăla, dar n-am săgeți. Stai să văd, stai. Dar n-am lemn. Uite și un raptor acolo. Ale raptor? Era două decus. N-am lemn, bă. N-am lemn și trebuie să fac și mortar. Păi mă întrezează acum cu căldura, că mor de sete și-mi fut! Nu mai pot! Aici pe asta, dar ajung la ea, n-ajung la ea dacă o prinde acum. Să-i dau, hai coboară, fătă-ți coborârea mătii. Coboară! O să dai cu spermă imediat. O să dai cu ceva spermă imediat. Hai să văd, pot să bat repede, te rog, mori! Hai că nu dau cu spermă. Dă-i. Ăla-i.
Dăm silk. Perfect. Desert. Mamă, trebuie smithy. Futu-s morții mătii să-ți fut. No, îmi trebuie smithy pentru desert. Uite că mor de sete acum. Hai repede să-mi iau apă, futu-ți apa mătii, incredibil, bă, bă, deci dacă voi îmi găsiți mie un joc mai hard decât ăsta, eu vă dau ce vreți, bă. Deci nu ai cum, bă, bă, deci nu ai cum, incredibil, bă. Să-mi fac un beach. Ala mă interesează, că cu ăla iau silk de peste tot, din câte știu eu, hai să vedem dacă e adevărat. Face repede beach-ul. Bă, uite, deci am mai repede, mă. Acum trebuie să fac force, trebuie să fac smithy, fai, ai, 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 ai. Până fac asta, dar să treacă căldura asta, futu-ți căldura mătii să-ți fut. Noi, acum dacă dau cu ăsta, îmi dă silk de pe jos. Așa ar trebui. Hai mă că așa ar trebui să-mi dea silk. Bă, dar eu așa știu mă coai, când dădea silk dacă dădeam cu ăsta, dar văd că nu-mi dă. Hai să pun silk-ul cumva aici să nu, să nu care cumva să-l pierd. Bun, băgăm și astea. Ok, 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 ok. Bag și biciu momentan aici. O să mai buc să mai caut, poate mai găsesc niște de astea să bat, ca să mai fac, dar nu, după fier. Dar nu cred că rezist, mă, că mi-e cald, acolo e fierul sus pe munte, acolo la piatra aia, dar mi-e prea cald să mă duc până acolo, să mor, cred că. Oh, futu-ți furtunile, mătii, și după furtunile, asta o să vine iar de aia de căldură imensă și tot așa și tot așa și nu poți să înaintezi deloc fără armuri. Futu-ți hardcore-ia la mătii cu, bă, cine a făcut prostile astea cu căldură? Bă, sper să moară, bă, să... I se topească mâinile cu aia de la căldură. Aia sper. No, lup. No, hai mă, fraiere. No, hai, futu-s morții, mătii. Aoleu, nu veni, nu veni. Futu-s gâtul, mătii, zdoi. 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 V-am zis, nu-i căldură, e lup. Ok, lupul e acolo. Tai, ai, 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 ai. Cine îmi spune mie că jocul ăsta e ușor? Nu știu, are creierii varză. Ăla se bate, iar e căldură cu aia. Ăla se bate, unde e ușa, mă? Dar pe unde-i? Ieși, mă! E! Ok, gata. Acum mă lasă. No, bun. A, uite, alt lup. Trebuie să aduc pe lupul, pe lup la ăștia cu aia, să-l omoare ăștia. Lupule! Hai încoace să te omoare pișații ăștia, că aici sunt mulți dodo și multe căcaturi, știi ce zic? Și numai bine îl omoare pe ăsta. Dai că m-a văzut puiul de lup. Ce, mă atacă puiul cu aie? Nu, bun, unde-i corpul? Bun. Ana! 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 Ana, uite ce ți-am zis că-s Monica Colombianu. Dar dă-i în ăștia cu aie, lasă-mi pe mine. Așa, 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 așa. Hai că am intrat în bază, se bată. Hai că o să-l bată, că-s doi acolo. Hai că o să-l bată. Dar fie dar niște ciudat cu aie, plouă afară. Deci... Plouă, te rupe și eu mie mi-e cald. Măcar am carne putrezită. Hai să vedem arc. Adică o să-mi fac crossbow cu aie. Direct, nu o să mai fac arc, l-am omorât? Stai să dacă l-am omorât. Aha, l-am omorât pe pișat. Bă, stai că avea un pui de lup, dar nu știu cât de repede se face. Da, e că era pui de lup aici, coaie. Unde e lupul? Uite lupul aici. Bun. Puiule! Puiu! Puiu! Aha! Adi Firescu. Hai, coace, am pui de lup. Fotu-vă în gură. Bine, o coace, bă. Trebuie să-i fac... uite că crește repejor. Trebuie să-i pun niște carne. Stai, 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 stai. Ia carne. Trebuie să-i fac o rampă. Asta că aici e cyber, tu, că văd un pui de cyber. Da, așa că am văzut un pui de cyber. Poate pot să iau puiul. Unde e cyber? Unde e pui de cyber? Unde e puiul de cyber? Că aici l-am văzut. Cred că e omorât-o pe măsa aici. Uite, vezi aici pe munte? Nu-mi cald. Era un pui de cyber aici, coaie. Că l-am omorât-o pe măsa. Și pot să-l fur, știi ce zic? Incredibil, bă. Doamne ferească, mă, na. Două secunde o rezista jocul. Lupii, după ce omor lupii, vine căldura, trece căldura, vin lupii, să-mi sugă p***. Mă, dar stați așa că eu am cort cu aia, adică pot să fac cort. Tai, mă, tai că fac repede cort, mă, și mă bag în el, futu-ți gura mătii, că nu mai suport căldurile, bă, nu mai, bă, deci... Doamne ajută-mă, Doamne, să... Hai. Repede, tent. Tent. Ce-mi trebuie? Hide. Nu zic că n-am hide tot. No, uite-te, m-am crezut că am hide. N-am hide, bă, bă, n-am hide, bă, sau am la mine, stai, că poate am corpul meu mort. Repede, repede. Repede. Uite, pui de... A, nu. Ok, repede, aici sus. Repede, repede, zic că am hide. Zic că am hide, unde mi-e corpul? Stai că nu mai știu unde am murit, bă. Bă, repede, bă. Hai, dă-te, mă, mă, bă. Nu mai pot, eu nu mai pot. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot și nu mai pot să vă suc coaile la toți. Broș, să-ți iau limba în cât.
Futu-ți morții, că nu mai pot, nu se poate. Mamă, ce pumn din gură îmi dau și îmi spar dinții aia puși de acum 7 ani de zile. Mine și lămuța asta, du-te mă și tu morții, măi, nu se poate cu jocul ăsta cu aia. Bă, dacă vă prind pe unul că vă jucați, vă dau bani. Și moderator, tot ce sunteți. Ex-malor, fresh, toți moderatorii mei, dacă vă jucați jocul ăsta, vă scoate pe canal, mă, p***. Hai că mi-am găsit corpul cu aia la vechiul. Cât am? 9. Mai trebuie niște haide acum. Să-mi fac cortul ăla, că nu se mai poate. Bă, deci nu mai, eu nu mai pot. Bă, nu știu, eu nu știu cum continui să mă joc, sincer vă zic. Deci numai pentru voi să nu mă înjurați că nu vă pun clip. Că nu, eu nu, eu mi-a sinucide, sincer. Deci eu acum, nu știu, bine că n-am nimic lângă mine pe birou, că dacă aș avea orice aș arunca și aș sparge tot. Bine că n-am nimic acolo. Pe cât e de fain și cât de fain arată jocul, atât de retardat e cu aia. A, și să nu mai zic, început creșurile, să nu mai zic nici asta. Trebuie și niște fier, să-mi fac o dată smithy-ul vieții. Uite acolo fier sus. Dar aici sus e periculos că e posibil să fie cineva, da. Trebuie să bași și un gerbau ceva să fac cortul ăla, că dacă mai vine căldura, bine, momentan nu cred că o să mai vine căldura după ceva timp. Uite aici cred că o să-mi fac rost acum de niște hide. Căldura nu cred că o să vine momentan, că o venit totură. Hai că am omorât și pe ăsta, bun. Stai că am mai făcut și level. Pune fortitudine, dar degeaba îmi pun, ești tâmpit. Hai să iau niște fier, dă-mi niște fier, acum o să iau puțin, hai să iau. Dar n-am furnal, iau fier, dar să mi-l bag în aș, ce să fac cu el. Bun, hai că am luat ceva fier. Hai la bază să-l pun la bază și să văd, să-mi fac un furnal, să-mi dau drumul la treabă. Bine, o să mor iară de căldură între timp, asta e clar, că suntem în deșert. Să-mi bag piciorul de nu mă duc și mă împrumut la bancă și de nu mă duc în deșert și dorm 3 săptămâni, vă fac videoclipuri din deșert, cum stau mă duc în deșert, să-mi bag piciorul cu haine de blană pe mine și nu mor. Cum morți, mă, în joc mori, cu aia, că nu ai nimica. Mă duc în deșert în viața reală cu 5 hăinuri de blană pe mine, cu aia, și stau în deșert 7 săptămâni cu haine de blană pe mine. Nu pățesc nimic. Hai că văd că a trecut căldura, acum trebuie să vină lupii de undeva, că cam așa e jocul. Ei, căldură, ok. E căldură și după aceea trebuie să vină lupii. Deci aici în zona asta nu mai e căldură. Zic că nu mai e căldură la mine la bază. Da, aici nu mai e căldură. Ok. Și acum trebuie să vină lupii. Neapărat. Nu există. Nu există. Eu ăsta meu nu stă bine. O să moară. Că trebuie să-l bag în bază. Nu știu cum o să-l bag în bază pe ăsta. Level 27. Ca dracu și ăsta. Să mor. Ce să fac? Să mă scarpin la cur cu el. Bun. Hai să văd dacă pot face un forge. Cât am? 5-5, na, nu pot face forge. Trebuie niște hide. Mă duc la vânătoare, iar să bat ceva animale. Tot de asta, o cărăcătiță. Hai să batem pe asta, că o să-mi vrească pentru o armură de... Bă, trebuie să de-abia aștept să fac armură de aia. Deci nu, mai de-abia aștept cu aia. Bun, te-ai ca să te beșești acum. Intru în beșină, aia mă doare în cur. Ce level are? 65, hai să vedem. Pot să o bat. Asta cred că îmi scapă. A, nu m-a scăpat. Bun. Dăm silk, perfect, perfect. Bă, măcar am silk acum. Iară mi sete. Mai am cactus pe lângă, bă. Aici are căldură, deci cred că v-am înnebunit. Da, vă chinui și pe voi. Să vedeți cum e. Nu, a, mă, nici nu mai am să-mi fac. Futu-ți morții, măti. Să vă chinui și pe voi cu aia. Să nu mor numai eu. Să mori și voi de nervi. Stai că vine unul în fug încoace. Ia uite, raptorul. Hai că așa ușor. Vin lupii, raptorii. Așa ușor, numai ce. Ia uite, ia uite. O să-mi bată puiul. O să-mi bată puiul cu aia. Bun, măcar bine că a început ploaia și acum nu mai mor de sete. Trebuie să văd, iarăși am auzit ceva aici. Sper că nu-s lup iară. Ba, ce v-am zis, mă? Uite lup, uitați-vă. Exact ce v-am spus acum 2 secunde, coaie. Deci, căldură, trece căldura, vine ploaia și lupii. Păi, păi, și sunt într-o zonă easy, aia mor. Că dacă eram într-o zonă medium sau hard, da, coaie, puteai să spui. Dar într-o zonă easy. Ce? Nu se poate, frate. O să încerc să muc aici să fac rost de niște hide. Mai trebuie ceva, hai să fac forge-ul. Fac metalul. Să fac săgețile vieții odată. Să încep să te muiesc, să-mi fac armura de deșert. Și să încep și eu să mă joc când să plec din zona asta că nu o mai suport. Mai trebuie hide, mă, și nu mai găsesc un animal acum. Acolo e raptorul, se bate. Acolo numai pericol, acolo lupi. Talicateo, partea asta terrorboard. Tai la coleo. Hai că se oprește mea ploaia și vine căldura și n-am făcut nimica. Dar trebuie să bag ceva pentru hai și n-am un animal aici, bă. Deci nu mai găsesc un căcat de animal să-l bat. Uite-i, mă, futu-vă în gură să vă fut. Vino, mă, încoace odată că nu mai suport. Vino, încoace, că-ți dau cu asta după cap, da? Dă-te în căcat. Bun, și mai trebuie să fie unul. Perfect. Bun, mai unul? Ok, mai unul. Hai încoa. Hai încoa, hai încoa, hai încoa, că am nevoie de tot haidu, ca să fac și cort. Că vine căldura aia mare imediat. Hai mă că te rugi, mă duci într-un leu să vezi ce-ți dau în gură. Mă duci iarăși la un raptor să vezi de nu mă mai duc, mă, dă-l morțului că mă duce la un raptor, că mai păcut de astea. Hai la bază. Dar e lupul ăla, încă e pe acolo lupul. Uite, la acolo lupul. La depărtare. Trebuie să fac eu, nu că știu cum să-l opresc pe ăla, o să-mi fac niște 2 spike-uri aici la bază. După 7 ore,
O să fac și un forge. Da, mor de foame. A, nu mai are rost să vorbesc, că sincer, nu știu cum am rezist atâta coaie, sincer. Facem și un mortar, un campfire vreau să mai fac. Unde e campfire? N-am campfire, nu văd. Ba, uite aici. Teci îmi trebuie. Hai să-mi pun și niște mâncare la făcut, că dacă mânc cactus, stau 10 ori cu cactus în gură. Bun, pune și furnalul, să-mi fie cald de la furnalul ăsta în casă. Da, așa că să-l pun cum era, așa. Bun, bag fierul rapid. Stai să iau și ăsta să-mi pun mâncare, că mor. Că mor. N-am făcut morții și mâncarea. Pun pe toată, că vreau să-mi fac și de stăgeți. O să mor de cald acum, dar nu contează. Dă-mi ăsta. Nada aici, Daylight Fire. Hai că am făcut și level. Mai pun să fie 20, acum nu mai pun ultime. Fortitudine e ultimul. Nu mai pun puncte fortitudine, gata. Dă o morție, că deja se învață minte. Deja se învață prea mult. Bun, avem și mortar. Hai mă, că ușor facem și noi ceva în viața asta. Spike-ul mă interesează. Da, așa. Wooden Spike. Ăsta mă interesează, l-am învățat. Da, așa. Ăsta mă interesează să aici. Pac, wood mai trebuie. Wood. Măcar unul dacă pun, e ok. Nu am, dar mă duc acum și iau. Dai să mai mânc aici. Bun, vreau să fac smithy-ul, să-mi fac armura de deșert. 5 îmi trebuie. Până atunci, ca să nu, că poate aia vine căldura sau asta, hai să mă duc să iau niște lemn, să nu fie... Lupul ăla, uite unde-i. Fix în fața mea cu aia. Încolo nu mă duc. Mă duc aici sus repede. Trebuie niște lemn. Lemn rapid, să-mi fac niște spike-uri. Vine, o să vină căldura, vă garantez că o să vină căldura. Și trebuie să termin toată armura vieții. Am silk destul, sper. O să trebuie să-mi fac și un cort. Fai, e greu, rău, bă. Spike. Bun, ăsta îl pun la bază și mă duc acolo la ușă, îl pun lângă ușă și o să intre lupul numai în spike-urile mele. Pișamașpe, o să fac numai spike-uri la bază. Să mor, să nu mai am treabă și să-i atrag și să moară în spike. Mai o să fie tactica, știi? Oricum o să fac înconjură toată baza, o să pun numai spike-uri de astea. Bine, n-am încă așa de mult hide. Nu, bun, lasă asta aici. O să mai pun câteva, dar nu acum, să-mi fac o dată smithy-ul ăla, să-mi fac armura. Ok, am fier, dar n-am hide acum. Trebuie să mă duc să mai fac rost de hide. Stai să mai fac niște spike-uri. Niște spike-uri, niște de astea. Fiberwood, repede, pac. Niște spear-uri. Două fămi. Bun, mă duc să mai fac rost de hide. Bă, care îmi puteți să am o grămadă cu aia. Deci chiar o să pot să fac niște lupi și niște chestii. Am raptor aici sus. Ta. N-am bola, n-am, că nu mai am hide. Trebuie să ne apucăm de teming de o raptor, o ceva, de lup. Să putem bate și noi animale, să facem rost de hai, că nu pot, trebuie să mă duc să bat căcaturi. Bine că plouă coaie, măcar atâta coaie, să țină ploaia asta, Doamne, să țină ploaia asta 7 ani. Hai că am găsit moartea perfectă. Caz jos, că nu pot să caz sus. Îmi dă foarte puțin hai de ăsta, bă. Trebuie să și pentru armura aia de deșert, îmi trebuie și hai și pentru aia. Pa, păi trebuie să strâng la hide. Cred că știi ce o să fac. Mai bine o să mă bag eu pe taming. Dar nu că îmi trebuie dar nu că degeaba, că n-am hide, nu pot să fac rost. Trebuie să prind gerboa. Mi-a omorât puiul. Ok, mi-a omorât puiul de lup. O veni lupul la bază, mi l-a omorât. Ori un lup, ori un raptor, nu știu. Ok, trebuie să prind gerboa, că am dau foarte mult hide. Trebuie să fac carbona cu aia, că dacă stau o să-mi vină căldura și nu mai am ce să fac după aia. Da, mă jur, am stat în zona aia unde-s lupii acum. Bă, o oră și ceva, un lup n-a fost, bă, incredibil, bă, jocul ăsta câteodată cu aia. N-am ce să bat, mă, nu-i niciun animal. Se oprește imediat ploaia, trebuie să mă duc acasă, că mor de cald. O să vedeți numai. Să vedeți numai cu aia. Așa că fac o bolă, să prind un parasol să-l omor cu aia, că ăsta cred că îmi dă ceva mai mult hide. Măcar să investim hide un ceva mai bun, că dacă nu, n-am nicio șansă, bă, nu, animalele mici, nu, gerboa am văzut că dă mult. Pentru început, dar nu prea văd gerboa, nu găsesc. Trebuie să fie și un level mai mic, level 35, ăsta e bun. Ăsta e bun, hai repede. O, tu ce în gora să chefot. Unde vrei să pleci? Unde vrei să pleci? Hai, zic că-mi dai ca lumea. Hai că mai fac o bola. Că cred că trebuie să dau cu toporul. Nu, cu ăsta, cu ex-ul. Că am dat cu toporul și deloc, ești nebun. Ce level ești, bă, micuțule, bă? Tu ce level ești, băi, micuțule, băi? Băi, alpaca așa, băi. Băi, dradu-mi e șiena. Ce ești? Levelul ăsta... Level 10, ok. Stai așa. Sac, bun. Bun. Ok. Te rog. Aha. Deci cu ex-ul să dau mai de acum. Mai fac una. Investesc în astea, să-mi prind parasauri. Deci de acum cu ex-ul, mă, că vezi, dădeam și cu topor și cu alea și pana mea. A, imediat o să se oprească ploaia și am belit-o. Uite gerboa. Ăștia-s bun, că ăștia dau mult. Ăștia dau mult hide. Ma, e mici și nu prea-i vezi, știi? După ce omori,
Dar stai pe loc, mă. Ia uite ce dă nemernicul. Băi, tomberon. Ia uite, vezi? 25. Bun, o parte din armură pot să fac. Hai că aici cred că e și raptorul ăla. Uite. Hopa, hopa. Puișorul. Hai că și ăsta dă ceva. Ăsta e puișor albastru. Cred că a mâncat căcat. Cred că a mâncat căcat sănătos. Unde ești? Ăla-i. Mai aud pe unul. Aha, uite. Uite, uite. Ăla-i, 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 ăla-i. Hai în cașe, hai în cașe. Hai în cațe, întarșe-te. Margareta, întarșe-te, Margareta. Margareta, întarșe. Mamă, zdoi. E bun. E bun, dar ce nu sunteți la bătaie gunoaielor, că sunteți doi, apărați-vă. Apărați-vă familia, că vă omor familia proștilor. Perfect, unde e alt? Unde e? Bă, uite, pot să bat asta cu aia. Pentru silk. Ce level este? Că level mare n-are rost. Level 20. Bun. O bat, o bat, o bat, o bat. Trebuie silk cu aia. Mai fac un bola. O să mai fac și un bola. Hai că începe să răsară soarele și pe strada lui Marian. Ăla-i. Ăla-i, ăla-i, ăla-i. Nu știu eu ce mi-a omorât puiul, că văd că raptorul Iisus. Iisus Hristos. Bună ziua. Am venit aici după chirie. Da, așa. Smithy. Smithy. Stone și... Numai stone mai trebuie. Zic că am stone, să nu mă duc acum după. Ăla-i. Carne gata. Stinge. Stinge-te. Bun, Smithy. Doamne, după 50 de ore. Coaie, incredibil, bă. Deci cât mi-o luat, incredibil. Stai să văd unde îl pun și... Bă, uite, îl pun aici direct. Îl buguiesc aici. Pe foc și pe astea. Bun. Desert. Silk. Și mai trebuie hide. Silk și hide. Așa, silk, hai și fiber. Fiber. Stai că fiber am o grămadă aici. Mamă, cât am muncit pentru armura asta. Ok, dar bine, încă nu e gata, că nu o să fie gata toată, îți dai seama. Îmi fac ăsta, pantalonii, ăsta, ăsta. Ok, numai, toată, în afară de ochelari, că nu pot. Mamă, și o să pot să-mi fac acum și unelte, nu? Da, așa, coaie, păi perfect. Hai mă că începe, coaie, începe soarele să răsară. Uite, acum s-a lăsat ploaia și vine căldura. Chestia că trebuie să-mi fac și un cort. Dă-mi asta pe mine, gata, gata. Aruncă căcaturile. Ăla-i. Și acum sunt mult mai protejat, o să mai fie cald. Ok. Acum o să-mi trebuiască tent. Acum o să vreau să mai strâng niște fier. Ca să facem niște săgeți, să ne băgăm pe taminguri. Asta e clar. Neapărat să faci o grămadă de lupi. O să fac o armată de lupi. Să nu mai am treabă cu lupi în viața mea. Trebuie să sting aici focul. M-am uitat să mai mical, nu mai nimica. Ce bine, coaie, ce bine. Bă, tent, mă. Stai, mă, cortul, mă. Să văd pentru cort. Hide. Ok, trebuie 50, hai și 10 silk. Am 10 silk. Silk am, hide nu am, ce nu mai am? Stai să văd ce am, ca să trebuie să facem și cord neapărat. Fiber, ok, wood am, deci hide mai trebuie. Bun, hide și mă duc să mai iau niște fier. Perfect, perfect, perfect. Că o să vină aia de căldură și valul ăla de căldură, tot o să mă moare. Deci ai, cred că am armura asta bună. O să mă duc aici să mai iau niște fier și o să fac și unelte de fier. Trebuia să-mi fac acum acasă unelte de fier, dar aia e, azi că mă duc și acum autură și... Vin după și îmi fac unelte și îmi fac tot ce trebuie. Începem acum, băieți, după atâta nervi și chinuri și Doamne ajută-mă, te rog, Doamne, nu fii retardat și-mi trimite acum iarăși pe mine o grămadă de căcaturi. N-au pun urmat ceva fier. Acum, haide, îmi trebuie 50 pentru cort neapărat. Bine, acum nu se mai vine căldură, că vine seara, cred că seara nu o să fie niciodată căldură. Deci, nu știu ce să zic, dar oricum, haide, mai întrebe, bă. Trebuie să fac săgeți și crossbow și hai să vină până ăsta la făcut. Dă-i drumul. Ok. Unelte, să facem unelte, stai așa, hai să pun toate astea, să mi le pun în tot ce am nevoie pentru crafting. Să-mi pun asta, stai și asta. Ten, nu cred că pot să fac, nu că n-am hide, ok. Bă, măcar am o grămadă de carne. Hai să ne pun un pic carne aici la făcut, trebuie să nu pun tot lemnul. 33 și restul să-i dau split. Așa, aici vreau să vin acum și să fac unde-i tot fierul, așa. Weapons, millies, ăsta și cu ăsta după aceea. Trebuie hide și pentru top. Pentru X? Coai, de când căcat îmi trebuie hide pentru X? Crossbow, n-am învățat. Stai să văd și crossbow. Ba, l-am învățat. Ce mi-l arată? Asta e la altceva. Uite, crossbow, pot să fac. Să vă săgeți. Flint, tech, ok. Hai să facem săgeți. Flint, tac. Ok, arrows. Hai să iau astea, bun. Și să pun în mortar. Să-mi fac tranquilizante. Da, așa, țac. O să trebuiască să facem mai... Vedem, las 17, ok. Crossbow de-l acilișa. Aici îl pun. Bun, acum am săgeți. Stai să-mi iau și săgeți de asta tranqui. Chiar dacă nu cred că o să le forțez momentan. Că trebuie să-mi fac bola. Dar, na, hai că fac numai 8, că nu mă interesează momentan. Trebuie hide. Să iau ăsta paicurile. Să le pun un pic mai aproape de bază. Uite așa, dai.
Știi că dacă să trag lupul, eu să stau aici în bază și să execute spike-ul. Bine, o să pun, dar costă ceva să pui. Să mă duc să-mi iau niște fier și după aceea mă duc după hide. Mai iau niște fier, că acum am ăsta de, am pickaxe-ul de fier, știi? Și am mult mai mult fier. Am să văd dacă mai e fier pe aici, acolo. Nu o zic că am rămas fără fier, te rog, că suntem în race. Aici fier, perfect. Măcar o tură. Opa, și m-au zis și gerboa. Ăla e bun pentru hide. Ok. Ai mă, tată, că începe să se arate și drumul. Drumul prăpăstios pe strada noastră. No, bun, nu mai pot crea, m-am aruncat piatra. Nu mai pot crea nimica. O să mai trebuiască să arunc niște fier. Cam la prea mult. Ca să pot fugi măcar. Da. Bun, și aici am auzit un gerboa, dar aici am văzut și un cyber. Că gerboa aș bate pentru hide-ul vieții, că mai trebuie să-mi fac tentul ăla neapărat cortul, pentru că acum nu o să avem treabă. Acum cât e zi. Cât e noapte, când vine noapte, dar ziua următoare, auzi, gerboau, ziua următoare, când vine dimineața, o să vine iară furtună de aia de căldură. Și aia n-ai cum să te ascunzi, chiar dacă am armură de asta de deșert. Ăla făcea coaia, am crezut că e gerboa, bă. No, hai la bază să pun fierul ăsta la făcut. Nu spre bază, bă, stai că... Oare cu seaca iau acum cu mâna, pun acasă, să mai iau niște narcotice să mai pun. Oare cu biciu, o să iau, pot să iau mai mult narcotic de pe jos? Nu știu, vedem. Că poate îl folosesc ăla, știi, pună... Știu că iau nisip mai mult, dar nu știu dacă iau narcotice. Stai mă că se încambăr, nu prea pot căra. Las că nu mai au nimica. Hai să mergem la bază. Apa ca să o zdrovăm, trebuie să pot să fac un... Ce se aude? O, hienă. Hienă, stai cu minte. Pot să fac un căcat de ăsta, știi? Și ăsta pot să-i bea apă din cur. Hienă, stai cu minte, hienă. La asta pot să... stai că pot să bat hienă. Dar pot să prind cu bola pe hienă. Dar nu consum bola pe a doua morții ei. Deci ăsta poți să-i bea apă din cur dacă l-ai temuit. Parasaur, poți să-l prind cu bola și să iau de pe-l hide. Da, așa, și acum o să iau mai mult hide. Da, dar n-am, am top, n-am ex cu aia. Dar nu contează. Hai să punem repede, repede, pac, pac, bun, oprește focul. Oprește ia lemnul, ajunge, carnea o pun la putrezit și pe aia. Că mi-ajunge câtă mâncare, am 18. Lasă. Lasă aici să se facă că după aceea nu mai am mâncare. Hai să-mi iau și astea, mai pun ca... Uitați câtă carne putrezită am, deci o să pot face o grămadă de săgeți, bă. O să fac armată mare de animale, să mor de nu. Asta, este să-l prind pe ăsta și iau cu ex-ul ăsta normal. Na, până fac ex de fier, după aceea o să-mi iau animale mai bune. Mamă, dar stai că m-am uitat la level, sper că level mic. 10, bune. Bune, level 10, tati. Ardio. Ăla-i. Ăla-i. Bun, îmi fac o bola ca să am de rezervă și restul îl folosesc pe tent. Vreau cort, o să vreau cort. Îl folosesc și pentru ex. Fac și un ex de fier. Hatchet, mă, stai, că tot încurc, mă. Ce nu mai am, mă, coaie? N-am metal? Wack! Stai, care tata aici acum? Metal, gârlă. Hatec. Ăla-i. Și gata, am scăpat de căcaturile astea. Avem și noi acum, suntem și noi șmecheri. Bun, mai trebuie să fac o sabie ca să dau ca lumea. De la apropiere. O să fac și uite că deja am mai făcut level. Hai să mai pun în stamine, să mai fug și eu mai mult. Mor de sete acum. Bun, cortul mă interesează. O să trebuiască neapărat să-l facem. 10 săgeți pot face, uac. Ah, că am narcotice. Oh, păi pot face, deja pot face tame. Mă că nu mai am, bola vreau să fac. Stai că am uitat, uite, am și uitat cu aia. Bola, bola, bola. O să fac bolă de toate, de tot ăsta. Și acum mă duc, ori mă duc să, dacă poate prind un lup sau ceva să-l tame-uiesc, ori dacă nu mă duc după hide. Băieți, pentru chinul ăsta meu, nu dați și voi un like. Acum pe bune cu aia. Puneți pauză și mereți la un like. No, bun, hai să mă duc să iau și niște apă, că mai are niște cactus. Dar acum cred că am mult mai mult hide cu ăsta de fier. Bun, hide întrebe. Și cam atâta, nu? Hide. Da, mai au niște lemn pe drum sau căcatul de genul. Cactus. Acolo în parasaur mă duc după el. Să le execut pentru hide. Trebuie să facem și o zburătoare la un moment dat. Ca să plecăm din căcatul ăsta de zonă. Sau să găsesc, dacă nu zburătoare, dar na, trebuie să mă ascund că să nu-mi iau raid, ești nebun. Că dacă îmi las aici baza, n-ai ce să cauți aici cu baza. Că ție raid, ești nebun. Ați văzut pe ăla cu zburătoare. Bă, mă mir că nu mai venit că ăla cu zburătoare. Bine, adevărul e că e și 4 dimineața. Deci s-o mai duc și la culcare, că nu e nebun ca mine. Hai, dă mult, hai, ia să vedem. 36 normal cu de la de stone, ia. Cu ăsta 28. Mă, nu-mi dai și mie un lup, să te muiesc. Câte am? Am 18, pot să fac un lup. Și bat niște pui și au primit. Bă, asta cum se face, coaie? Level 25, asta se adorme? Nu mai știu, îi bagi în găoază sau adormi? Nu fac de asta. Ia stai să mă duc aproape să văd, îi bag ceva în găoază? Se face pasiv? Nu, cred că o adorm. Cred că o adorm, dar și pentru asta trebuie saddle. Și n-am, de cât îmi aduc aminte, da. Ok, dă un căcat. Uite acolo parasaur 2, mă duc să-i fac pe aia să le iau hide-ul. Vine ceva furtună, că am auzit unul care bârâie. Acum, seara vin furtunii de frig.
cam aia e treaba cu seara. Ori furtun de frig, ori furtun de risip, cine știe, dar ceva genul. Bun, m-am uitat la level 60. Sper să pot să-l bat. Sper să-l pot bate. Pot, hai că-l bat repede și pe ăsta. Mi-am mai pus și damage, știi ce zic? Mi-am pus și damage bar rapid și pe căcatul. Stai că aici o să fac hide ca lumea. Asta e ultimul, bun. Hai că am strâns ceva. Bun, pot să fac cortul. Am să pun cortul. Asta e bine. Cortul ăla, adică poți să țină bine în inventar, nu trebuie să pun pe jos, știi? Țină bine în inventar și când vine furtuna, l-am pus jos și intru în el. Și scap de furtună. Cam mai e treaba cu cortul, pentru cei care nu știu cu cortulețul. Hai să mai am și niște lemne de aici, că văd aici pe 1002. Uite, ia stai. Asta nu, că iarăși. Iarăși să mi-l moară. Nu pot să fac... Opa, stai că stai. Nu pot să fac nimic ca momentan taming de asta pui sau ceva, că vine așa și mi-o moară cu mi-l lasă acolo la bază, știi? Deci nu pot să fac absolut nimica. Că aș face și niște pui de aia, poate pot să le beau apă din găoază, dar nu știu ce să zic. Hai să mai strâng niște lemne. Zona asta cam ras tot cu aia, nu mai am cactus, nu mai pot să beau apă aici, bă, dar cu apă trebuie, nu știu cum să fac. Trebuie să-mi fac o armată de lupi și să mă duc să caut un loc de bază, cam aia e șmecheria, știi? Și după aceea mă mut tot acolo, locul ăla nou. Locul ăla de bază să fie doar ori lângă ceva cascadă cu apă, ori ceva undeva unde e o dea de apă, că sunt chestii de alea de apă, cum se numesc? Grop cu apă, știi? Fântâni, un fel de fântâni. Niște chestii unde poți pune fântână, știi? Da? Ah, văd acum. Bun, cortul. Cortulețul mă interesează. Tenchis, ok, nu este esprus normal pe server, normal, gata, am cort. Bă, ce s-au zis, s-au țins focul. Deci acum, orice vine, am cort, nu mai am nicio treabă. Asta le iau, îl pun pe jos și după aceea pot, mamă, uite câtă carne am, mai să pun asta să dau split all. Bun, carne am, stai că mai am și aici carne, nu? Stai, cât am aici făcută, că nu cred că mai facă. 14, da, bun, am o grămadă de carne. O groază de carne. Bă, să văd cu biciu, bă, coaie. Stai că am uitat, cu biciu. Să văd dacă am mai mult cu biciu, știi ce e de pe jos? Gen de astea, cum se numesc, coaie? Narco. Bă, iau. Vezi că iau. Dar se și consumă destul de repede. Cu ăsta la silica. La silica când merge e o grămadă. Dar și așa e ok, că iau narcotice mai repejor. Momentan nu pot să-mi fac un parasaur. Că dacă lasă ce mi-l omoară. Mă, că-mi fac cu spike-uri sau ceva poartă, și să-mi pun. Dar degeaba că eu dacă mă mut după ce trebuie să iau toate animalele cu mine, de-aia nici nu vreau să fac parasauri și căcaturi în zona asta, știi? Deci vreau să fac un lup sau ceva, unul, doi lupi, și să mă duc că-i scaut un loc de bază și după aceea mut tot cu lupii. Hopa, hopa. Au intrat în spike asta, m-am speriat. Acum, hai să mă duc în partea asta, stai să văd ce am la mine. Pac, 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 pac. Pac, cât de greu. E ok. Bun, mă duc în partea aia să caut animale. De fapt, stai, că mă duc acum la ăsta să-mi fac o sabie cu aia. Hai că am uitat spike-ul să moară ăsta, să-mi iau haide pe el. Ăla-i. Atât am vrut să văd. Atât am vrut să văd. Ăla-i. Uite și puișorul să moară acum. Dar asta fuge. Nu vreau să-l facă, oricum o să moară aici, știi? De ăștia pui și chestii fac, n-am bază. Na, bun, hai să mai pun aici, să mai fac, stai, să mai fac niște bola în primul rând, ca să mă pregătesc. Unu, mai dăm niște stone. Restul las acasă. Carne, o grămadă am de carne. Uite, mai am încă. Ho, 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 ho. Hai că începe să avem săgeți. Ăla-i, tata. Ăla-i. Acum, seara e posibil să ne fie frig, dar am eu cortul ăsta, nu-i problemă. 20. O să am ceva săgeți. Bun. Acum, să mergem după lupușor. Stai, mă, că am venit să fac sabie. Uite, bă, cum uit, bă, cum uit. Cu aici cam Alzheimer. Stai să mai iau haide ăsta, că sabia costă mult fier. Nu mai am aici, mă, se facă. Uite și tu. Sabia costă mult fier. Nu cred că mi-ar ajunge. Costă vreo 50 fier. Sword. Stai că deja am învățat-o, coaie. Sword. 50 fier parcă era. Da, trebuie să aștept acum să se facă fierul. Aia, stau aici să se facă fierul. Aici am nisip, ăsta și arunc. Nu, bă, nu, că momentan nu. O să trebuiască oricum nisip și chestii pentru bază de abdoie. La cât e aia? Stai să vă, nu știu cum se numește bază de abdoie. Că aia e foarte importantă. Bine, nu știu dacă am armură de asta, mai contează oare? Dacă am bază de abdoie sau ceva, că mor de cal cu armură de asta în casă. Nu cred că mor de cal cu armură de asta în casă, nu? Uite, să mai văd ce să mai învăț. Prezervativ bine. Ecus nu știu ce, Trezor Chest nu mă interesează, scrisoare nu mă interesează, armură de asta nu mă interesează. Momentan nimic, bine, saber-tul și de asta că o să... Uite și de asta, de fluture, să poți zbura. Astea le fac eu după. Hai că durează ceva până se face sabie, mă duc fără, că durează, stau degeaba, pierd timpul numai. Uite, acum mi-e foarte cald, vezi, de asta cu căldură, dar nu-i... Că mi-e foarte frig, da? Nu cred că o să mor. Na, lupi, lupi, raptori. Bine, să fie și level mare, nu căcaturi. Aici trebuie să fie. Mi-e cam frică că dacă dau de gașcă de 2-3 lupi, n-am ce să le fac. 2, hai că mai dau un amândoi, da. Dacă mor după aia... Ok, vine iară ceva furtună. Hai să-i bag și pe ăștia. Ok, hai că am luat ceva haide pe ăștia. Bă, dar vezi că fac level o grămadă, coaie. Mai pun în viață, coaie. Bă, deci uite, deja am level 40 imediat. Acum nu mai găsesc lupi. Uite, bă, apa aici, bă. Și aproape de zona unde am eu bază. Ok, a, da, asta e pe riscul verde. Nu vreau, nu vreau.
Nu vreau nici așa evident să-mi pun știrea obelisc la chestii, că după ce o iau în gură. Că na, știi, toată lumea unde mi-e baza după. Nu, când vede un obelisc cu verde, știi? Dar așa dacă mi-o vede pe undeva prin munți, uite el, până mâine. Oricum o să mă duc să vanizi după ce facem câțiva 1, 2, 3 lupi. O să mă duc să caut loc de bază. Ah, mă, țigani. Nu vreau țigani, că aici mi-e frig. Nu-i bine, aici mor de frig. Dar cred că acum au venit de asta, cum se numește? Event, gen. De frig. Cred că aia e treaba. Că acum văd că peste tot morai la bază, atunci să stau în bază toată noaptea până trece frigul. N-ai ce să faci. Când numai că îți faci armură de aia de frig, pana mea. Dar mai și unde bă, baza mea. Mă, de-abia mi-am mai recunoscut baza cu aia. Uite aici e baza, nu mai știam unde-i. De asta e că până atunci am mai văzut doi de așa să-i omor. Că haidu important. Haidu este important. Și acum o să pot să fac și sabia, dar trebuie să stau în bază noaptea. Aia e nașpa. Deci noaptea n-ai ce să faci afară că ți-e frig. Trebuie numai ca ai de alea fur. Știi ce zic? Fur sau de alea de haid. Posibil și alea de haid să funcționeze. Nu știu acum sigur. Hainele de haid, știi? Azi că dimineața se spawnează și... cum se numesc ăștia coaie? Și lupi. Că acum seara văd că lupii au mers la hibernat. Hai să dau drumul la foc să-mi fie cald. Ia de aici, tată, și aici stă. Asta e că cu armura asta nu cred că mi-e cald coaie. Știi că am armura asta și... Nu mi-e cald deloc. Să mai pun și carne la făcut, că văd că iară mi-e foame. Cum pana mea mi-e foame iară, nu înțeleg. Bun, s-au făcut și niște fier, o să mai trebuiască să mă duc să iau fier, că deja am consumat tot fierul. Deci voi dați seama tot 100 și ceva de fier l-am consumat deja. Măcar acum avem sabie. Po, să dau șoc al lumii acum. Hai să-mi pun astea aici cu aia. Și acum stau și privesc stelele. Stau la lună și privesc săpunul. Dar vezi că am strâns ceva hide. Mamă, și carne putrezită o grămadă. Ok, o groază, bă. Trebuie să-mi fac și o armură de asta, de cârpă. Ca să-mi țină de calcă, bă, că mor de fric și așa. Bă, s-a pus-o de asta lângă mine, stai un pic să vedem. Ce level are? Că aș face o de asta să zbor și la mine nas. Că poate zbor, level 15, nu. Cred că asta o să fac, bă, cu aia. Păi că mă tot gândeam acum, că eu noaptea așa stau și mă gândesc la mine nas. Bă, mai bine că mi-e dimineața. Îmi fac o de asta de level 70-80. Că sedel pot să fac, lui. Uite asta, limantria. Sedel pot să fac, chiar că e scumpicel. Fac una de asta de level mai mare. Și mă duc să caut loc de bază frumos. Că așa dacă mă duc cu lupul o să-mi iau mult. Și poate și mor, știi? Așa o să fac. Schimbare de plan, bă. Să vine... Bă, stai un pic, dacă este afară mai mi-e frig. Da, ok. Nu, no, cam vreau să mă duc acum. Nu, trebuie să stau. Asta e șept. Astea sunt închise, nu? Da, sunt închise, ok. Sper că nu poate să... Sau? Nu știu dacă sunt închise sau deschise, că nu scrie pe ele. Cred că sunt deschise cu aia. Da? Sper să nu-mi intre nimeni. Da, mai este dimineața, e 4-5 dimineața. Nu știu câți mai este pe server. Hai că vine în sfârșit ziua. N-am putut ieși din casă deloc. Deci nu am putut. Cum ieșeam, cum muream de frig. Ia, încă mai pot? Încă pot să ies sau nu pot? Încă mai trebuie să aștept. Da, mai trebuie să stau. Am început să fac sedel de ăla, de limitare, de ăla. Cum se numește? Stai așa, că vreau să fac unul ăla să zbor și să ne mutăm de aici, că nu mai suport. Hai și chit, Da, ăla uităm, ce am spus, băieți, a fost uitat. Da, deci nu facem zburătoare, facem noi lupii noștri și mergem cu lupii. Nu, na, păi trebuie să fac rost de cheratină cu aia. Păi nu să fac rost de cheratină. Du-te, bă, de aici, ești tâmpit. Nu, deci renunțăm. Renunțăm, băieți, la limitarea de asta. N-am de unde, până acum n-am făcut deloc rost de cheratină, deci nu. Asta este, merem cu lupi. Am vrut, nu se poate, nu mă lasă Dumnezeu, nu mă las. Hai mă, pot să ieși eu din bază, că stau de două ore aici în bază. Uite bă, Tiricateo. Taila, THI. La 51 level. Bine, pot să-l fac, mă să-l bag în armata mea, dar e greu de făcut Taila, o coaie. Pe Taila... Nu poți să-l prinzi cu bola, nu pe Taila? Bine, stai, poți să iau chitine, să fac rost de chitine și să zbor. Trebuie să bag furnici. Nu prea am văzut furnici, cam rar. Ce altceva, uite bă Taila acolo. Ce altceva mai dă... Chitină. E, ăștia de ulei și de apă. Și ăia, litmantri aia, care zboară mai dau. A, pe poți să-i bade aia, mă, da, atunci las că facem așa. O să iau asta, dar nu știu câtă chitină, azi că mai văd un pic acum să văd. Că putem face 95 de chitină, că deja am 30 ceva, mai bani, da. Poate ne băgăm pe alea. A, uite, gata, pot ieși. Bun, hai să schimb armura. Dar trebuie să am grijă că acum e Taila ăsta. Bă, deci vedeți Dumnezeu ăsta, ce jec de om. Până acum, da, am mă descurc.
am bola, am arc, pot să fac taming-uri. Ce au zis Dumnezeu, pișamaș pe nasul lui să mă piș? Acum îți dăm tilicateo lângă bază, să nu poți să-i dai cu bola, când ai de toate. Deci e un tomberomb, bă, eu așa ceva n-am pus, ia uitați. Ăla e urs cu aie? E Tyler, mamă, dar ce mare ești tâmpit. Acum sper să nu mă vadă, să n-aibă treabă cu mine. Eu o să mă duc de aici, uite-le acolo, e departe. Bun, mă duc în partea asta, să caut ceva de temuit. Adică nu, să fac rost de... de sedel pentru de a de zburat. Ia să văd dacă bade ăștia de ulei. Câtă chitină îmi dă? Salut cu metre. Una direct îmi dat. O chitină îmi dă. Dar bine, trebuia să-i dau cu ex-ul. N-am apucat să-i mai dau. Uite aici o limantarie de asta. Hai să vedem asta cât îmi dă, că asta nu mai știu cât îmi dă. Ok. Hai că o să bag repede cu sabia bază, repede cu aia. Dar acum nu știu. Cred că tot cu ex-ul, nu? Tot cu ex-ul ar trebui. Dă numai 8. Oare dacă dau cu toporul, cu târnăcop, hai să văd pe ăsta. Dau cu târnăcopul. Cam care dă? 3. Deci ar însemna că cu târnăcopul dă, dacă îi să ne luăm după logica pireului. Ia să vedem și pe micuțul ăsta. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. 10. Uh-huh. Da, da, da. Deci cu târnăcopul. Ok, hai că facem ușor, ușor. Ușor, ușor, dacă nu o să mor, o să fac. Mai puțin. Stai să nu fie ceva aici. Hai mă, dă-i. Bun. Au ceva pe aici, că se face zgomote. Sper că e pireu din azi. Asta e că pe cea steror bărduri, bă. Am 24, ca să mai am 35. Deci am 60 și ceva. Bun, trebuie 90. Uite, aici încă unul. Salut cu metre. Am să-mi dea 10, că nu tot să-mi dau 10. Uite, să mi-a dat deloc. Hopa. Hopa. Stai cu metre. Stai cu metre, stai cu minte. O să level 125. Ăsta vreau să-l fac, level 125. Ăsta e bun. Level 125 e bun. Numai bine. Numai să văd dacă pot să-l adorm, că m-am mișcat un pic cam greu, dar ar trebui cu crossbow, ar trebui să-l adorm. Da, 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 hai că am reușit. Ăsta merită să-l fac, oaie. Ăsta merită să-l fac, că e level destul de mare, dar îmi trebuie și niște prime. Dacă aș găsi niște pui pe aici. Bă, dar și ramul ăsta, vezi că mă ținut, m-a apărat destul de mult de ăsta. Să-mi bag piciorul. Mai este ceva animale pe aici. Răufăcătoare. Bă, nu vă să mai fie. Hai să îl execut pe ăsta de apă. Să mai aud de pe el ceva chestii. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Caut de la care bârâie, poate are pui. Și fac prost de prime, să-l fac pe ăsta mai repede, că văd că durează ceva la level mare. Hai că mă auzit pe aici un gerboa. Nu-l văd. Mamă, vezi că se face greu, bă. Se face greu. Îmi trebuie pui. Pui. Atunci mai au de ăștia. De oloi. Păi văd că și cu exul și cu toporul, tot căcatul. Uite, acum am dat nou cu topor. Am dat acum cu topor, n-am mai dat cu târnășchiopul. Deci, nu cred că contează la... Uite, vezi, 14. 53 cu 35. 589, hai, aproape. Cum aș vrea să caut niște primi, bă, da. Parcă văd că mă mâncă. A, de aici sunt parasauri. Dacă sunt parasauri, ar trebui să nu fie nimeni periculos. Uite că am găsit aici copilaj de ăsta. Ăla-i tată. Ăla-i tată. Ăla-i. Gata. Hai că avem prime. Easy. Mă uit un pic și la statusurile ăsta, să ce statusuri are. Da, așa, ia. Viață 1000. Merge așa de caterincă. Să mai uit și după deșe de ulei, că mai trebuie unul să mor. Unul, doi să mor și gata. Am și de sedel pentru limantrie, alitrantrie de la. Na, și pe aceea pot să mă să caut loc de bază. Nu o să-mi fac locuri de bază în cave-uri și undeva unde nu pot să ajung, pentru că până la level 50 eu nu o să am acces la craiopoduri. Da? Deci la level 50 o să am acces la craiopoduri, că m-am uitat să văd, da? Până atunci ai gravă. Argent Avis este pe hartă. Pteranodon nu există, numai Argent Avis. Singura pasăre din câte știu e Argent Avis și mai e ceva Phoenix, ceva pasăre Phoenix pe care o poți călări, da? Hai să vă arăt. Argent Avis, da? Level 62. Deci, n-avem cu ce zbura decât cu limantria. Până la level 62. Și de aia zic, nu mă pot duce pe sus, pe astea, nu mă pot duce, știi, că nu mă bazez pe limantria. De aia trebuie să-mi fac un loc de bază unde pot să ajung și cu, de exemplu, moare zburătoare, pot să mă duc și pe jos la locul meu de bază, știi? Cam mai e treaba. Când o să fim... Na, trebuie să fii... E mare chinuială, deci dacă o să mă pun pe o stâncă sau ceva undeva unde e greu să ajungi, e mai bine, dar e foarte greu, să-mi ia foarte, foarte mult să fac chestii. Și de asta mai bine, un pic mai riscant, într-un loc unde poate ajunge oricine, dar... O să fie mai ușor pentru mine să fac chestii, știi ce zic? Tot de ulei. Mă duc să iau și pe aia. Opa, mi s-a făcut ăsta. German. German o să-l cheme pe micuț. Germane, hai cu mine că poate sare unul la bătaie. Hai să iau asta repede. Și mă întorc la bază. De pe asta nu fac uleiul de care am nevoie. Stai așa. Ba da, gata.
Bun, hai că avem. Deci 63 cu 30, 90. Da, avem. Gata. Pot să-mi fac sedele pentru Limantria de aia. Hai, micuțul, încoace. Te-ai să-l văd pe ăsta. Ok. Level ceva, 1300. Decent. Hai, tata, acasă. Acum sper să nu fie taila ăla acasă și să-mi moare ăsta direct. Sper. Bă, ce bine după ce... Deci, bă, ce hardy la început. Uite, după ce ai armură, nu mai cal, nu mai mori așa tare de sete. E perfect cu ai de la început. Ești vai de viața ta. Bun, taila ăla... Nu-l mai văd pe aici. Poate l-a omorât ceva, sper. Ba, uite-l, e acolo, bă. E acolo, coaie, taila-u. Pa. Mi se nu-mi moară raptorul, bă. Hai încoace raptorul, vin încoace. Bun, o să pun toată asta aici. Nu o să fac acum sedel. Sau? Ba da, hai să fac Limantria, chitină, hide, bun. Pac, pac și mai trebuie fiber. Zac, zac, am făcut sedelul. Perfect și acum, uite, am mai făcut și level. Bă, în stamina mai vreau să-mi pun că pasă băti și e important de stamina să-mi bag piciorul, bă. Și acum să le iau pe ăsta cu mine. Germania aia e cu mine și să mergem la vânătoare. Asta să mă apere în caz că mă atacă ceva lup, ceva, că ăsta face față. Dacă e un lup, posibil să le și execute, că e destul de level 86 cu aia. E destul de mare, mai făcut ceva level. Se mai plusează, nu mai făcut mare până face level. Trebuie să pun să se mai bată, da? Se bate el singur. No, hai să vedem. Limantria, dar ceva limante de level 100 și ceva. Aia vreau să nu vreau să fac level 50 și de astea. Nu, level 100 și ceva vreau să caut. Chestia e că cristale nu știu pe unde să fac, să fac un spike, știi? Nu știu pe unde am. Pe mapa asta chiar nu mă pricep. Că aș fi făcut un spike. Pe aici normal ar trebui pe lângă munți, pe lângă astea, știi? Hai că mă duc așa, o să iau un pic pe lângă munți. Că acum am un pic tupeu că l-am pe German ăsta după mine. Bate și un cyber ăsta dacă e cyber level mic, știi? Dar uitați-vă grafic. Coaie, uite-te grafică, coaie. Uite-te, coaie, grafică, zici că se... Bă, sunt realitate, coaie. Bă, cred că realitatea e un joc. Opa, ce-am văzut aici? Stai. Nu, ăsta e nod de ulei. Ok, ăsta e de ulei. Oil vein. Bun, acolo că e de la de apă, piscină. Să-l văd pe Gheorghiță. Gheorghiță, unde ești, bă? Bă, morsat ăsta. A, nu, ok. Hai să vedem. Micuțule, uite, îl vezi pe ăla acolo. No, eu vreau să te duci și să mi-l execuți. Cât de aproape să fiu. Hai. Germane, hai, tata, salvează-mă. Du-te, prietenul meu. Hai să vedem, confruntarea Shaolin. Mamă, e și un porc acolo. Porcul albate pe German. Porcul albate pe German. Hai repede, German, încoace. Bă, dar ce? Bă, că nu dă bun așa mult de German. Bun, German, vine încoace, că e un porc acolo. Porcul ăla ne sparge, ești nebun. Deci nu mai merem încolo, că e porcul. Da, așa se pun și level, cred că au făcut și level, da. Damage. Bun. Pac. Bine, mă, Germane, mă, tată, mă, wait, ok. Bun, în partea lumea, numerem în partea că e porcul, ai în sus. Mă, m-aș uita un pic după cristale. De-aia vin un pic aici, că aici nu prea găsim Limantria, nu cred că găsesc. Rar dacă găsesc, dar acum m-aș uita după cristale, coaie, de-aia vin un pic. Aici oricum e riscant în vârf de munce. Uite, deja văd un... Ce e ăla? Delicateu, fugi. Gata, nu. Nu, că am văzut un delicateu, am fugit. Am fugit, deci nu mai trebuie cristale, nu mai trebuie nimica. Hai să plecăm, tată, că... Aici e gravă. Lasă cristalele că le găsim noi cu Limantria ăla. Hai să căutăm ăla de zburat. Că-i taila-o acolo, bă. Dar pe unde să mă duc să găsesc Limantria, bă? Că nu vă pice nici cum, niciunde. Bun, văd că a venit căldură de aia mare acum. Bă, rezist cât de cât. Cred că dacă aș avea și cască, dacă o cască îmi lipsește, că n-am silica. Dacă aș avea și cască, cred că n-ar mai fi deloc alt sau ceva de genul. Deloc, da? Văd eu, dacă o să-mi ia din viață oricum, dar mă bag în cor dacă e, dar acum e căldură, nu, adică nu e vent de căldură de la mare, de fapt. Sau, uite, vezi că acolo, nu dau seama. Bă, dar nu mai văd o Limantria, morut taila ăla pe toate, uite, am ajuns iar la bază, fără să vreau m-am ajuns la bază. Da, văd când scade din viață, bă. Bun. Atunci o să stau aici, că văd când scade din viață. Îmi bag cortul. Pac, perfect, pac. Și am intrat în el și ia, uitați-vă, băieți. Stăm pe spate. Vezi? N-am nicio treabă când stau în cort. Bun, atunci o să stau aici în cort. Ăsta pot să iau după aia, nu? Close. Pick up, da, pot să iau. Bun, mă acolo să se strice și cu timpul te să repari. Na, stau aici până când văd că nu mai e soare. Pot să-l și închid dacă vreau, dar nu. Momentan stau așa. N-am ce să fac, mă duc afară și mor cu aia. Știți că, uite, văd, căldură, n-am ce să fac. N-am full armură momentan. Na, stau aici. Bă, dar nu mai e Limantria cu aia. Deci ce-a fost atunci cu căldura? Nu a fost aia de căldură. Acum e aia de căldură cu aia. Vai, ia să închid cortul. Să vedem. Bă, coaie, nici cu cort? Nu se poate. Coaie, am cort. Coaie, am închis cortul, coaie. Uite că mă protejează, vezi, cu cort, îți protejat. Nu mor. Da, deci e ok. Vezi, coaie, noroc că am cort. Deci, până acum eu am stat jumătate de oră, fără să fi fost chestia asta cu căldură. Deci nu a fost până acum, nu știu ce căcat a fost aia.
în jocul ăsta foarte mult te miști foarte greu pentru că ai diferite căcaturi de care nu poți să treci, mă uite. Vezi, acum trebuie să stau 40 de minute cât să te treacă căcatul ăsta. Ai nașpa. După aia seara nu pot pleca niciunde că-i frig. Gata, mamă cât a durat. Mamă cât a durat, coaie. Bun, ia ăsta în inventar. Cât o putut dura să-mi bag picioarele, frate. Ok, micuțule, tu ai mai făcut level ceva? Ia, în un wait, mă, futu-ți gâtul, mătii germane. Am vrut să pun mili și am pus în wait. Na bun, limantria. Am văzut un acolo. Mamă, tai la, sper că nu m-au prins. Mamă, bă, dar asta e tot mai aproape de bază, coaie. Numai una am văzut mai departe în partea aia. În rest, nu mai văd limantria, bă. Și o ziceam, bă, că stau că aleg levele, să văd ce level mai mare. Ce să alegi, coaie, că nu găsești, ești tâmpit. Uite, acolo sus. Oricum, altcumva mă prind pe hartă cu paznicul după mine, frate. Când am pe Germa lângă mine, nu mă atacă nimeni, ești nebun. Na bun, hai să vedem asta. Germane, pasiv, stai aici. Bună ziua, ce level sunteți, doamnă, dacă nu vă supărați? Vezi, n-am de la mă, coaie. Adică stai, tu vine după mine, Germane, că ești pasiv acum, nu? Bună ziua, doamna târfă, ce level sunteți dacă nu vă supărați? Vreau să știu și eu dacă nu vă supărați. Doamnă, nișoară, vă rog frumos, coborâți. Așa, așa, coborâți, doamnă, că acum au venit, te mai futus furtuna, coaie. Acum au venit furtuna lui Marcel. Trebuie să-l dau pe ăsta pe, adică nu-l mai dau pe neutral, că... Dar unde e asta? Bă, dar nu coboară, să văd ce level are, că poate are level 5 și stau după 20 de ani. Bă, da, du-te și în gâtul, mati. Da, păi stau după tine 3 ani, level 40. Bună-i. Hai să zbor odată, că să mă mut. Stau 20 de ani să coboare o mâscă de asta. Coaie, nu adorme, coaie. Și mi-a scapă. Nu se poate. Nu se poate, coaie! A adormit, a adormit, a căzut. Mamă, dar ce greu adorme, băi, ești tâmpit? Uac. Ok, ia de aici. Stai ca să se face cu Mejo. Da. Bine că am făcut un level mic și n-am făcut un level mare, că stăteam 10 ani după așa. Cu Mejo, bă, stai că dau cu zbici. Cu zbâr. Dacă o făceam level 200, stăteam 10 ani după ea. Că asta nu-i cum mit, că și eu prost, lăcustele mănâncă mit. Și au și asta, nu-i lăcustă. Trebuie să pun pe asta pe neutral în caz că mi-e ceva. Fluturii mănâncă carne. Că carne la mine, ca să înțelegeți cu cine stați de vorbă. Hai să fac pe asta și după aceea putem merge să căutăm loc de bază în pana mea după 20 de ore. În sfârșit, Marta. Bă, Marta, am vrut să-i pun băgamea și n-am pus nimica. Deci, băieți, nu știu, 40 de minute pe acolo. Pai, ce greu e fără prime și chestii. Foarte greu, trebuie să am grijă de asta. Deci de asta acum eu trebuie să am foarte mare grijă. Problema e următoarea. Jocul mai are crash-uri și sper să nu-mi dea crash în aer să mor pe undeva cu asta. Atâta sper. Bun, hai să duc pe ăsta la bază. Mamă, ce fain. Bă, uitați-vă grafică și uitați-vă ce frumos, coaie. Mamă, de-abia aștept să mă mut de aici. Că merg destul de repede dacă îi dau să fugă. Numai că mi-i dau că nu mă ajunge ăsta. Unde-i? Uite în spate acolo. Deci dacă îi dau să fugă, merg destul de repede, coaie. Hai mă, Germane. Și oare ăștia se pot mulți, coaie? Că aș mulți să fac și pui cu ăsta. Mai fac, dar stai foarte mult, bă. Stai foarte mult după. Hai mă, Germanu, mătii. Nu mă vede la că sunt sus. Nu știu, zburătoare, capitanul Don și căcatul. Bă, nu știu. Și, a, da, faza următoare. Bă, și oare ce o să facem pe viitor? Mamă, coaie, dar nu sunt capitanul Don deloc, oare, coaie? Sau poate sunt capitanul Don. Știi ce zic? Pentru că și dragoni. Și când o să vreau să fac wavern, ce fac? Că n-am capitanul Don. Cu ce fug de wave ăsta? Că la asta nu poți să le pui speed și chestii. Bine, văd că și ăsta merge destul de repede, dar nu... Na, Argentavis, nu-i cine știe ce. Bun, ăsta tot să rămână acasă. Bun, neutral. Stai să mi-o furat cineva, o venit cineva, mi-o furat ceva de aici. Sper să nu. Ia să vedem. Nu, tot e perfect. Bun, acum o să mă duc să caut un loc de bază cu micuțul nostru, Lintra, Lantra, Lantra, Mariana. Mamă, s-a băgat în pământ direct ăsta. Să caut un loc de bază pe aici prin jur să văd dacă găsesc. Încerc să zbor așa mai jos, că dacă îmi dă crash să nu mor, știi? Să mă trezesc mai jos, să nu mă duc foarte, foarte sus. Uitați-vă ce am găsit aici, băieți. Bază de tech. Deci. Ia să vedem, că am văzut că îi dau damage destul de ok. Vim pe aici pe lângă apă. Primul raid. Primul raid, băieți. Ce-mi plac raidurile. Nu știu, poate prinde pe mă salut Dodo aici. Înăuntru. Vezi că e ușor de raid, ești nebun. Asta o vin direct tech și-o pus aici, tech. Bă, cam greu cu lucrurile de bază, sincer, că nici nu vreau să mă depărtesc chestii, că nici nu vreau să mă depărtesc foarte mult de bază, știi? De baza asta unde am, ca să nu car toate alea după mine. Ups. Ups, bigalim gabi bigigule. Ups. 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 Dă-mi niște teci, chestia că nici nu pot să iau mult, că nu pot să car cu asta. Ups. Ups. Ups.
Ups, nu o să-l omor, să nu știe cine. Asta e ok. Lemnele și alea nu. Sunt un tomberon, dar luble, să nu mă... Îmi pare rău, domnule. Bă, dar stai că oricum arată, cred că nu? Sau? Nu știu dacă arată, dacă am spart eu. Pare, domnule, tras aici. Bă, stai să... Să fiu un jegos adevărat până la final. Primul nostru ride, Bigla Delmo. Da, Bigla, Bigla Demo. Ba, 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 diga, da. Primul nostru ride. Mă, bă, atât, mai poate să care ăsta, nu mai poate să mă care ăsta. Hai, că am dat și ride dacă e. Eu vreau să iau charcoal-ul ăsta, coaie. Vreau să-l iau coaie, dar nu mă poate căra. Da. Asta este, ne-am bătut joc de băiatul ăsta atât tot. Nu mă poate căra ăsta coaie. Pai, ai, ai. Păi și cum uite o chestie din bază, că ăsta de abia poate căra coaie. Nu, trebuie să fac pe lângă, n-am ce să fac. O să trebuiască să rămân pe acolo, n-am cum să mă duc mai departe. Deja m-am stabilit acolo, bine. Stai mă că pot, mă, că nu mai iau smithy-ul, forge-ul și atâta, ce stau și mă duc. Da mă, da, stai. Forge, smithy, poate că era căcatul ăsta. Lemnul și alea le iau din altă parte, ale morților. Raptorul, doamne ajută-l, că nu-l car pun aici. Dacă găsesc cumva pe aici foarte departe, nu stau să-l car 10 ore, că n-am cu ce. Hopa, hopa, hopa. Vezi că asta pare interesantă. Cave-ul ăsta pare interesant. No, băieți, cred că aici rămânem. Chidem cu beam-ul aici, beam-ul în partea aia. Numai să văd, stai un pic să văd, poate veni cu animalele gen pe jos. Aha, uite pe aici. Da, uite că oh, perfect. No, aici rămânem, băieți. În cave-ul ăsta, frate. Hai mă că e fain cu aia, o să-l facem fain. Văd dacă pot să-mi fac măcar aici ceva, o fundație. Și o să aduc aici smithy-ul ăla. Raptorul nu o să-l iau cu mine. Că e departe, destul de departe de locul ăla, de unde avem noi baza. Dar o să iau smithy-ul și na, toate căcaturile pe care le-am în bază. Ceva gen piatră și astea nu car. Smithy, forge-ul, fierul dacă e hide-ul și cam atâta. În rest aici. Și acum o să avem de construit frumos. Mama, hai că facem fine cu aia, să vezi ce frumos facem. Mai trebuie niște wood. Mai am niște wood. Să-mi fac numai o fundație vreau. Uite aici. Ok, mai pot, numai o fundație vreau, perfect. O fundație ca să am unde să pun smithy și căcaturi pe ei. Hai să punem aici o fundație. Unde să pun? Unde să pun? Aici o să vină închis. Mamă, deci cât o să am de farmat. Aici o să vină închis. Aici nu cred că pot închide, bă, stai. Bine, tot aici o să stau, dar vezi, aici nu... Nu știu dacă pot bugui prin pereți, dacă serverul te lasă, știi ce zic? Să buguiești porți. O să văd după aia. Da, uite, aici nu, aici o să... Hai că pun aici, că aici mi-e ok. Că dacă nu mă lasă acolo, măcar să închid în zona asta. Și ce zic, unde o să-mi fac... uite aici. Bun, și aici o să vină smithy-ul. Momentan și cu forge și cu alea. Bun. Stai să vă, pot să-mi fac și un chest ceva ca să-mi lasă asta. Ok, hai să mai iau niște lemn. Fac un chest mic. Chest mic sau chest mare? Stai să văd, poate fac chest mare. Ah, fac un chest mare, că uite, văd aici pomi. Îmi las asta ce am pe mine aici ca să fiu mai gol. Ok, misete. Și mă duc să iau toate itemele de la baza veche și ne mutăm aici în cave. A, cu apă o să avem probleme în zonă, mă gândesc, că nu este apă, dar fac de animale de ala de apă. Da, bagă asta aici, pac, perfect, bagă tot aici, să nu mai am nimic la mine, că mă duc și aduc aici iar după. Hai să-i pun un cod la ăsta, ok, și mă duc după alea de la bază. Am ajuns. Bun. Acum sper să nu fie cineva să mă atace. Bun, hai să vedem. Deci o să iau așa, fierul. În rest, toate astea n-am ce să fac cu ele, că nu le pot lua, din păcate. Deci le las aici. Silcul, o să vreau să le iau ăsta, da. Aici, băieți, puteți veni voi și luați dacă găsiți serverul, că vă lasă tatarisulețul. Ok, ăsta le arunc. Poți să iau ăsta? Te rog, perfect. Ăsta vreau să-l iau. Smithy-ul vreau să-l iau. Stai, că de fapt nu puteți veni, că o să arunc toate astea ca să iau smithy-ul. Fac smithy-ul aici. Mamă, charcoal-ul ăsta era bun. Asta este. Pot să iau ăsta? Nu pot. Ok. Aici. Nimic. Pot să iau măcar... Nici ăsta nu pot. Ce? Să am ce? Nu pot. Bun, patul. Trebuie să pot să iau patul. Fast travel, demolish. Nu mă las să iau... Nu mă las să iau patul. Fii atent. Demolish numai. Ok, dau demolish. Bun, ăsta, pick up. Ok, ce avea în el? Care putrezită, mama, asta îmi trebuie. Sper că poate căra asta. A, ce credeți? Acum când am vrut să plec, a venit ăsta. Cum se numește? Fortuna asta de nu pot să plec. Normal, coaie, bă, nu mai eu pățesc coaie. Ok, în sfârșit, destine enorm, bă. Dar încă mi-e cald? Ok, nu mă interesează, că acum nu mi-e așa cald.
O să plec de aici și o să-mi fie frig, sper. Hai să mă duc. Am ajuns. Bun, o luat ceva, o luat ceva, o luat ceva. Perfect, gata. Acum, o să vreau să îmi fac, hai să pun toate astea, stai așa. Le pun toate astea aici. Că o să vreau acum să strâng niște materiale să-mi fac... Să-mi fac niște fundații aici ca să pot să-mi pun toate furnalele și nebuniile. Se bag și asta mâncare cu ei, ca asta nu mai are mâncare. Bă, sper că aici sus nu se spawneze nimic ca de să se atace. Acolo e posibilitatea, acolo în față. Dar în partea aia nu știu ce să zic. A, uite ce vorbeam în Argent Avis. De se pot spawna și de astea pericoloase aici. Băgăm căcaturile astea ca să aibă micuța asta. Ok. Și hai să strângem acum niște stone și lemn. Să-mi fac aici 2-3 fundații. După aceea o să strâng tot stone-ul și tot lemnul pentru a face doruri, bigmut doruri. Aia trebuie aici, bigmut să închid. Hai că o fundație momentan ajunge, nu trebuie mai mult. Perfect. Bun, aici o să bag asta, să mai fac niște săgeți. Să le pun așa în timp să se facă, săgeți, droge. Și acum să strâng o grămadă, stai să vedem cât trebuie, adică stai că nu aici o să strâng. O să le strâng pastia, adică toate astea o să le pun direct în smithy, cu aici, mă, stau să mă complic eu cu chest-ul. Stai așa să învăț behmut-ul. Behmot. Ai, 900, mamă. Behmot. O să-mi ia ceva să strâng 900 stone. Bine, stone-ul se ia ușor, nu? Stone-ul, bine, se ia ușor în ghimele, dar am o grămadă pe aici, dar lemne nu prea am. Dar o veni căldura coaie. Doamne, nu pot să fac nimic în jocul ăsta, să-mi bag piciorul. Deci nu pot să fac, o trecut 8 ori, de 8 ore mă joc, să știți. Deci n-ai cum, uite, mi-e și sete acum. Acum mor de sete, stai să mi se facă viața și să mă să beau apă. Deci nu poți, coaie, mă, duc jumătate de oră, vine căldură. Trece, stau jumătate de oră, vine mă, salut tot, o să-mi bage pizda pe gât. Ok, hai că pot să-mi continui treaba. Bun, băieți, după ceva timp am terminat și porțile, mi-am luat o groază să le fac. Hai să vă explic în care treaba și am avut un noroc, coaie, deci noroc chiar. În prima fază, pe server nu prea poți bugui porțile în pământ, da? Deci foarte greu am buguit. Nu-i bifată chestia de buguire, că dacă era bifată puteai să pui oriunde porțile, nu prea poți să pui oriunde. Am stat, bă, credeți-mă, în toate părțile, m-am dus, stânga, dreapta, sugi, jos, să văd unde pot să le pun, le-am buguit cumva, doar că, na, o mai lăsat locuri libere, gen acolo sus e loc liber, doar că am pus, o să vă arăt, nu știu dacă pot să vă arăt de aici așa, am găsit și niște ochelari între timp, într-un drop, am găsit, nu pot să vă arăt, acolo am pus niște spike-uri ca să nu poată intra nimeni. O să pun spike-uri de fier pentru că nu pot bloca altcumva. Aici, care a fost faza? Aici nu pot pune poartă, deci în gaura asta nu pot bloca, știi? Și am spus, ok, nu pot bloca, o să-mi fac baza mai mică, știi? Și am făcut așa, gen, am deschis poarta și zic, bă, rămâne numai locul ăsta de bază. Vedeți cum e aici? Am zis, bă, rămâne numai așa că nu pot bloca, din păcate nu pot bloca ăla, pana mea, e. Bun, am făcut asta și dintr-o dată am deschis-o din greșeală, greșit ușa. Am deschis ușa, bă, dar ce urs se vede când deschizi ușa, nu știu ce căcat e. Vedeți cum se vede? E așa pixela, nu știu ce căcat e. Am deschis din greșeală ușa invers, coaie, și când am văzut că dacă deschid ușa invers îmi blochează ieșirea, coaie. Vedeți? Nu mai poți intra în bază prin gaura aia. Și am zis, bă, ok, merge așa, bun, mai fac în cubic mudor, blochez și acolo și... Cam asta o să fie baza, cam asta o să fie locul ăsta mare. Chestia următoare, avem acolo gaură, dar o să pun spike-uri de fier ca să fie mai bine apărate. Momentan am pus spike-uri de lemn așa la caterincă, o să pun spike-uri de fier. Bine, o să avem turete aici, o să fie altceva pe viitor. Avem două găuri, gaură acolo sus, care e deja pus niște spike-uri și aici avem o gaură, da? În care am pus spike-uri, nu am putut altcumva să fac. Și cam așa, aici o să trăim noi viața asta de frumoasă, elegantă. Bun, acum o să vreau să fac și baza. Deci o să vreau să mă apuc să fac aici niște fundații. Aici o să închid, deci o să fac o bază aici înăuntru cu fundații și chestii să închid. Nu o să las așa, gen, știi că normal când faci bază în cave-uri, în mare parte îți închizi cave-ul și lași astea descoperite aici. Eu nu fac chestia asta pentru că aici poate să-mi spargă ușa și pană mele, e ușor să raideze sau îmi găsesc eu o zonă, intră și îmi fură din smithy, știi? O să fac o bază aici, deci trebuie să fac neapărat o bază, adică pun niște fundații, dar nu știu, aici n-am unde să pun fix la mici, o să pun fix aici unde e limantria ăsta, hai să-l dau de aici, că mi-e și sete, mă duc să beau niște apă până atunci, că mi s-a făcut sete, că în cave-i cald. Trebuie să lau asta deschisă ca să nu mai fie așa cald. Hai că am băut o gură de apă, am acolo o piscină de aia jos, o dea de apă acolo, de acolo putem să ne tragem noi apă aici pe viitor. Bun, destul de cald în cave asta, coaie. Ce vreau să fac? Acum, între timp, stați să vedeți cât am farmat, coaie. Deci eu când am spus așa, bă, băieți, hai că farmez și revin când e gata, când-s gata porții, când le pun. Deci am avut vreo level 43-44 pe acolo. Level 60. Direct cât am farmat să mor level 60, coaie. Hai să învăț argent avis, avem, nu? Putem face argent.
62, ok, deci nu pot face Argent Davis. O să vreau să fac și niște teaming-uri, că dacă moare ăsta, eu nu o să mai pot deplasez pe aici, dacă moare căcatul ăsta, ce zic, un lup, ceva, o să merg. Dar înainte de asta, hai să-mi pun o bază aici, să-mi închid aici frumos, să-mi pun și eu niște fundații, niște bune, să iau cortul de aici, mai pot să-l iau pe ăsta, pot să-l iau. Să mut tot de aici, am partea și să mă duc să farmez niște stone, stai așa, să mă duc să farmez niște stone și să-mi pun fundații și chestii. Bun, hai că am făcut niște fundații. Bine că piatra e ușor. Na, e ușor cu piatra în zona asta, că găsesc aici sus, am un loc de pietre, e bine, avem și fier în zonă. Bă, e o zonă bună, să știi că e o zonă bună. Acum nu știu cum o să stăm la animale și chestii, că bine, am văzut carno, am văzut și de asta, lupi aici azi, dar am văzut cristale. O să iau și cristale pentru spikeless, că o să ne băgăm pe taming imediat. Vreau să fac ceva animale de luptă. Bun, 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 hai că ajunge cam atâta baza, ha? Nu-i mare brânză. Hai că ajunge. E destul de mare pentru început. Dă-o în pana mea cum mai mărim noi. Dar nu mai unde să o mărești. Dar o mai facem noi cu etaj. Bine, o să facem mai șucărită. Înțelegeți? Dar momentan o lăsăm așa. Hai să văd. Am făcut și niște pereți. Să văd dacă mi-ajung ăștia. Dacă nu, o să mai duc să mai strâng niște chestii să mai fac. Deci, bă, credeți-mă. Deci, dacă... Eu chiar vă rog frumos. Dacă o să se joace cineva dintre voi, stai de să spun aici ușă, în partea asta, modul ăsta, dar pe un server vanilla, nu server X50, bă, să-mi dea în comentarii, coaie, să-mi spună el mie că modul ăsta e ușor, coaie, deci e cel mai hardcore mod, și park normal, și pe ăsta, bă, te rupe, deci ăsta, eu joc mai hard decât ăsta n-am jucat, Rastu e mic copil, coaie, pe lângă Arscorchert, mă jur, pe Arscorchert ăsta X mic. Deci Rastu e mic copil. Bun, o să mai trebuiască să fac niște chestii. Hai să-mi pun acum chesturi. Uite aici așa frumos. Aici o să vină zona cu chesturi. Bun, băi, furtuna afară. Hai să-mi pun și mortarul aici. O să fac mai multe mortare, că o să ne trebuiască multe, 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 multe. Bun, și patul. Bă, e bine că am rezolvat cu creșurile, adică mai iau creșuri. Dai eu așa o dată la oră, o dată la două, câteodată nu iau, câteodată iau, încă ei. Dar am băgat niște setări, mi-am făcut niște setări, mi-am scos de ele, mi-am scos multe chestii. Acum merge și mai bine. Mi-am făcut niște setări, că dacă nu, n-avei cum să te joci jocul ăsta, sincer. Dar încă e problema cu creșurile, încă e problemă mare. Deci e posibil, mi-ai mi frică să nu mă duc cu ăsta în zbor, să iau creș, că mor și eu și mor și pierd și animalul, știi? Aia mi-e frică. Că iau creș prin bază și prin că mă duc pe jos, nu e problemă, dar dacă mi-au creș în zbor și mă duc departe de bază, gata. N-aș pe că uite, vezi? Nu prea nu prea pot să stau în bază, coaie. Mi-e foarte cald în bază. Dar de la ce nu știu, coaie? Să-mi bag picior, până acum nu a fost chiar așa cald. Până acum puteam să stau. Bă, măcar am deblocat și cryo-urile. Da, deci acum o să putem face cryo. Bine, trebuie să facem fabricatoare și nebunii. Bine, fabricatoare polimer, da, fabricator. Pinguini, nu știu dacă spui, nu cred că spui arta asta pinguini, îmi pare mea la deșert, ești nebun, deci trebuie. Bă, dar stai că o polimer parcă luam de pe mantisuri pe ăsta. Da, 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 da. Bun, hai să vedem ce am mai deblocat, coaie, că n-am mai uitat aici că am fost bambazat numai pe adunat, am mai adunat niște piatră, să mai putem face că mai am piatră. Mă stau să mi se mai facă un pic viața. Hai să văd cam ce barrel storage. Ok, nu pot asta că n-am DLC. Metal spike. Astea o să le pun, o să fac acum, o să mă chimia să strâng niște fier, să pun la făcut. O să vreau să fac mai multe furnale, am o grămadă de hide. Deci am o grămadă de hide. O să vreau să fac vreo 6-7 furnale, le dau drumul să facă și charcoal. De acum să pregătim charcoal. O să practic gunpowder. O să fac vreo 2-3 de astea, să le pun pe la găuri pe acolo, că astea au mai multă viață și rezistă mai bine. Că altcumva nu pot să mi-astupă găurile. Mi-astupă, am spus. Mă bat atât. WC-ul ăsta o să fie bun pentru carne putrezită, pentru fertilizator sau nu, acum WC-ul e pentru carne putrezită parcă. Mai pentru fertilizator, bagi carnea în el și îți faci carne putrezită, da. Ok, altceva, larg clopot. Bă, nu știu acum dacă pe scor ce te există plante X, normal cred că există, nu? Chiar o să mă uit pe net să văd dacă există, că chiar aș vrea să fac. Că avem acolo aici fântână lângă noi și pot să-mi trag apă, pun aici, știi, ușor. Se face acum mai ușor cu trasul apei și o să fie șmecherie. Uite, am bază de fier, bine, nu o să ne băgăm acum pe bază de fier, că cementing-ul e gravă. Cementing-ul e gravă momentan. Bun, fabricatorul, polimerul, generatorul. Asta e bun că nu-ți consumă gazolină, știi? Și smere numai pe vânt. Asta e decent, dar asta pe viitor, când o să avem noi futurete și nebunii momentan. N-avem treabă cu el. Bun, frigiderul, oil pump-ul, armură de fier. Asta nu știu că o să face vreodată. Cold resist, cold resist. Heat resist, minus 3. Cu asta mor de cald. Deci asta nu știu dacă merită pe ăsta. Chiar nu știu dacă o să merite să-ți faci vreodată armură de fier. Că nu prea ai când cu aia. Nu prea ai unde să folosești. Că mi se mai împlubea să mai pot intra acum aici în zonă. Acum pot sta în bază. Bă, dar cred că e ceva furtună sau ceva se întâmplă, că până acum am putut să stau în bază cu aia, acum nu mai las să stau în bază, ce pana mea. Până acum am stat lejer aici, nu mi-era cald, nu mi-era nimic aici, nebun, am haine full căldură pe mine. Bun, asta este, aici trebuie să fac ceva la bază. Bun, mai trebuie câte oluri, 5. Cred că e ceva afară, e ceva chestii de căldură, ceva că nu înțeleg. Până acum am putut sta lejer aici, n-am avut nicio treabă cu aia, deci am stat, nicio treabă n-am avut. Am craftat astea, am venit,
Dintr-o dată acum mi-e cald. 1-2, mai trebuie încă 2. Mai că am mai pus pereți, am mai pus de selling-uri, să mai trebuiască să mă duc să mai fac rost. Da, mă, e ceva căldură afară, vezi? E event de căldură. Că mă miram eu de ce căcat mor în bază cu aia. E event de căldură cu aia. Dar uite, dacă stau aici la umbră, știi, când e event de căldură afară, dacă te pui la umbră în bază, undeva într-un cave, nu o să-ți mai fie cald. Dar văd că acum mi-e cald peste tot. Hai că până acum am putut să stau. Uite aici, vezi? Că normal, în joc, dacă ești începător și n-ai cort, ce faci când vine wave-ul ăsta de căldură? Că n-ai ce faci. Trebuie să te bagi undeva în unde ești ferit, știi? Și de aici nu mi-e cald și acolo mi-e cald. Că mă miram, ce pana mea mi-e cald în bază, că până acum n-am pățit chestia asta. Bun, hai că aștept să treacă furtuna și terminăm acolo baza, mutăm tot de afară înăuntru. După aceea, sugeți-mă, trebuie să facem sugeți. Tranquilizant, trebuie să fac un animal care să-mi ia berries-uri cu aia. Neapărat. Cam o grămadă de carne și nu pot să-mi fac săgeți. Văd, rezolvăm, trebuie să fac ceva, știi, dar o să trebuiască și cryopoduri și cryopoduri nu pot să fac momentan cu aia. Cristal am, hide am, ulei am, fiber am, metal am, polimer n-am. Și polimerul se face din cementing și obsidian și n-am de unde să fac, și trebuie și fabricator. Fabricatorul, metal, astea le am, numai cementing-ul n-am. Văd eu după. Like-ul ăla, bă, dați și voi un like, bă. Și nu uitați, mâine va se lua 7 pe live. Mâine jucăm un joc frumos, se numește Minecraft. Nu fiți nebun, vă aștept cu maxim finit. Sunt și cu pisica mea. Și încă ceva. Uite, am găsit și specie X plante. Deci astea le pui, le plantezi și e ca un fel de plante X. Știi ce zic? Numai că e alt fel de specie. Chiar sunt curios. Și na, e tot așa pentru imobilizare. Vezi, scrie imobilizant human and small creature. Deci pentru alea mari nu. Sunt curios și plantele astea. Acum o să păsesc semințele și când... când o să avem apă și chestii, o să-mi pun la plantat să vedem cam care e treaba. Am mai vrut să vă arăt ceva. Silk, mai poți să iei de pe jos, deci pentru cei care nu știu, nu trebuie neapărat să bați o de asta, o ce am eu, litarnia de limartia, liartia. Îs niște plante pe jos, dar nu găsesc aici. Îs niște plante pe jos, mov. Mov sau albe, depinde acum, dar mov. Nu le găsesc. Și vii cu, ori cu ăsta, nu știu dacă cu ăsta merge, dar știu că am luat cu, uite, astea sunt plantele. Da, astea sunt plantele. Uite astea, vezi? Astea, dar nu știu dacă nu merg cu asta. Nu. Dar nu, astea sunt, mă, nu sunt astea. Vii cu ăsta, mă, cum se numește, mă, cu aia? Cu seci, cu sicălu și le iei. Ori astea, ori ceva la fel de albe. Dar nu mai țin minte, că am luat mai de mult și pe aici nu prea văd multe. Știi, acolo unde steam în zona veche erau multe, ca să știți. Deci poți și plante, că le cauți pe jos. Albe sau alea albastre, numai să ai sicăl de ăsta. Cycle, stai așa să vă și arăt. Unde e, mă, sicălu? Stai. Sică. Uite de asta, metal sică. Eu nu am acum la mine că vă arătam. Dar merge, că am încercat, am luat o grămadă de silk de pe alea, n-am omorât. Mamă, dar uitați-vă ce se bugăște când e furtună cu aia. Dar nu mai trece căldura asta să mă pot băga în bază și eu ca om. Dar bine că am mai strâns niște narcotice, mai stau pe aici, mai strâng narcotice. Uite, văd că iau și o grămadă de piatră, că să-mi pun săgeți la făcut cu aia, că am o grămadă de carne, deci o grămadă de carne și mai bine facem săgeți. Imediat mai am puțin și fac level, am făcut level 61 deja. Imediat fac level 62. Și o să putem face și un argent Avis, înțelegeți? Na, nu știu cum o să fac cu pteranodon și cu astea, pentru că zona asta e periculoasă cu aia, știi? Dacă faci un pteranodon sau ceva, ți-l omoară imediat dacă ești pe afară pe aici, că aici stau într-o zonă foarte periculoasă și pe aici pe jos numai lupi, urși, pireuri, numai dacă îmi fac ceva lupi, doi lupi cu mine și iau după mine că mă duc să iau plante, știi? Că pe aici numai căcatul găsești, uite ce mi s-a buguit ecranul. Azi că îl debuguiesc, că după ce trece furtuna. Da, uite, o trec cu furtuna. Înseamnă că trebuie să ies din joc. Da, bun. Hai că mai stau pe aici, mai coleg niște narco. Hai că am ieșit și am intrat, nu mai e buguit ecranul. Uite, văd că s-a mai lăsat aici răcoarea. Vezi că, uite, ba nu, mă, iar e cald. Nu. Deci cred că am făcut baza și baza asta încălzește locul. Trebuie să fac aer condiționat neapărat. Asta este, acum n-am ce să fac. Hai să intru în bază, deci o să avem probleme mari. Trebuie aer condiționat neapărat. Sau bază de abdoi, dar bază de abdoi se face greu aia. Sau e ceva furtună. Nu știu, până acum n-am avut o problemă până acum cu aia. Chiar nu înțeleg. Hai să pun toată carnea să mai fac niște săgeți. O să vreau să-mi bag și la taming. O să vreau să fac aer condiționat, asta o să trebuiască, da. Na, uite, mai am fier aici. Dar până atunci mai avem, uite, vezi, aici nu mi-i... Hai, că-s decent. Dar oricum o să trebuiască, deci mai încolo, dacă nu acum, mai încolo. Oricum trebuie aer condiționat, deci asta e clar. Hai să-mi iau și săgeți, că eu le-am aruncat ca să pot... să n-am așa multă greutate pe mine, ca să pot luta. Știi? Că aveam prea mare greutate pe mine. Deci mai ales în casă să trebuiască. Ok. Droguri. Trebuie să văd și cum se face aerul condiționat. Băgăm alea acolo. Hai să-mi lasă... Dar nu... Hai să pun astea aici, că oricum o să iau smithy-ul, că am vrut să le lasă smithy, dar oricum o să iau smithy-ul și o să-l mut aici tot în casă. Mai trebuie să fiu atent acum la viață. Nu știu cu aia, când dau drumul la filmare, numai căcatul pățesc. Cât am farmat liniștit, am stat în bază, n-am avut probleme. Acum numai călduri, numai curi să-mi bag piciorul. Încă e cald afară, mă, cu aia. Dar cred că așa e mereu. Uite-te, vezi acolo la depărtare, vezi că e chestia aia, că iese foc, așa cum are și foc din pământ.
că așa e mereu aici, coaie, nu știu. O să trebuiască să fac și un animal de la, uite, un animal de la. Ah, dar stai, mă. Vezi animal de ăla cu cocoașă. Dacă fac 1 2 3 animale de alea, alea sunt ca un fel de save de apă. Și pot să dau apă la plantele din ei, gen că și generează apă. Știi ce zic? Cred că și-aș bea propriul pișat și generează apă, ceva de genul. Să mai fac un smith în casă, că n-am șanse să mut dacă nu. Urât e fără un S plus coaie. Să pot schimba din inventar tot, e urât. Trebuie să mă grăbesc că mor de cald. Trebuie să mă grăbesc. Futu-ți hardcore-ul mătii să-ți fut. Hai să vin aici să iau și niște cristale până atunci, a? Am văzut că s-o spawnat la bază aici, iuti, uite-l. Uite acolo, iuturanis. Dar nu, n-am șanse să-l fac. N-am atâtea, uite ce metal, uite ce cristal. N-am atâtea săgeți momentan. Da, o să mă bazez pe de-astea mici, pe animale mici momentan. N-am ce să fac. Dăm cristale măcar să am acolo full. Nu prea poate căra ăsta atâta să mor. Poate căra că am luat eu cortul pe mine și toate săgețele și alea. Că dacă eram gol, cum eram când am lutat. Că eu când lutam pentru bază, mă duceam în gaua zagoală numai cu un ex la mine. Și putea căra asta mai mult. Dar așa am cortul care e 25 de kg, trebuie să lași ăsta jos. Și am astea săgeți. Uite că acum nu mi-e așa cald. Ba mi-e cald, ba nu mi-e cald. Nu știu, gata. Hai că am luat tot. Pac, ăsta pot să-l iau, nu-l distrug atunci. Am ceva pe el, am carne. Ăsta cât mai are? Mai are 50 parcă metal, da. O să vreau să fac mai multe furnale în baza asta. Numai că tot trebuie să mă mișc câte, așa, câte puțin trebuie să mă duc. Uite, vezi, mi scade viața, iar trebuie să ies din bază. Uite, vezi, acum nu mai mic cald. Mamă, sper să fi fost ceva furtună. Sper, uite, normal, uite așa ar trebui să fie aici. Mamă, sper, iarăși. Nu înțeleg, coaie, ce mă nervează, coaie, Bun, două smithiuri, lucrăm la două smithiuri. Ok, bagă toate astea aici. Hai să iau dragele, arrows. Bun, 31, ok. Hai să las și cortul ăsta aici afară, că mă omoară. Dacă și mor în pană, trebuie să ies de aici. Nu, trebuie să-mi fac aer condiționat, mă piș pe el, nu mai fac nimic mai aer condiționat. Dar mi-e frică să nu moară pastrea, că dacă moare pastrea, zvgata, s-a mort. Ulei, fagros, cristale am, sparpadura, metal am, cementing îmi trebuie. Am, cred că și chitină, mă, să fac cementing. Fac un fabricator și după aceea aer condiționat, hai să vedem. Nu cred că require electricity, da, mere, trebuie curent. Cristale, metal, electronic și polimer. Ok, ma. Electronice, silica, da, căcat fac eu aer condiționat. Altceva, n-am de sărăcesc casa cu aer, în afară de aer condiționat, nu știu. Mă beșie sau ceva, nu? N-am, las că mă bag eu pe timing-uri, nu? Că dacă moare asta, azi am berit-o. Nu, bun, țac. Sincer, m-am ajuns să fac ceva timing. Oriceva lupi, am săgeți, am destule. Hai să mă duc. Închid asta. Momentan nu mă bag pe argentevi sau ceva. Momentan. Bine, deși ar trebui să mă bag. Dar hai să-mi bag pe ceva animal de ăsta de bătaie până atunci, ceva lupi, ceva, după aceea mă bag eu pe argentevi. Afară aici nu mi-e cald. Nu știu care e faza, că până acum n-am avut problemă. Mamă, da, furtuna. Cam uitat să-mi fac spikeless. Bun, era să mor de cald până mi-am făcut ăsta. Na, bun, hai să mă uit acum după animale. Ia uite, în sfârșit am... Numai level-ul pot să-l văd. Eu sunt obișnuit pe modate, coaie, să văd tot, știi, fără să dau așa. Mamă, deci ce ciudat mi se pare, coaie, n-am mai jucat Vanilla de 20 de ani. Să dau așa și să văd level-ul, ce ciudat mi se pare. M-am așteptat să scot ăsta și să văd pur și simplu level-ul așa, uitându-mă la animale, că așa eram învățat. Văd un cyber, un zyber, ia să vedem, level 5-5. Bă, ar fi ok. Da, și pentru asta trebuie sedele astea, să vedem, saber, sedel hide, fiber și metal. Dar mai fain un lup, ha? Dar înainte de lup, uite lup acolo, înainte de lupi, trebuie să duc iuturanisul ăla de la bază, că eu dacă fac un lup sau orice, nu prea pot să vin la bază. Că iuturanisul ăsta, fix acum jocul, futu-s jocul mătii, când fac eu taming-uri, îmi spawnez tu iuturanis în fața porții cu aia, să nu pot să duc eu animale la bază. Uite-le, uitați-l, ăsta de urlă pe mine acum, mă și sperie. Baba! Așa, și te-ai dus, ăla-i. Ca să am eu loc liber acolo. Băi, uite, pui de iuturanis. Stai. Nu, stai. Stai jos. Stai, ghiștea meu. Mamă, trebuie să o mor pe măsa ca să pot să-l iau. Am crezut că pot să-l iau așa fără să o mor pe măsa. O, fupă măta. Măcar acum am spațiu aici ca să pot să vin cu animale, știi? Mă, cât s-a... Uitați-vă cât s-a argenteviș, coaie. Asta e zona hard, să știți unde sunt eu acum și o să fie greu. Te văd carnă, bă. Și carnă pot să fac, că nu-i... Na. Level 10, na. Level 20, na, prea mici. Nu, vreau level 80-100. Pe aici n-aș zbura, sincer, pe aici mă duce cu animal de bătaie. Să cobor, să iau pietre, să iau chestii, că imediat ies. Că cu zburătoare mi-e cam frică cu căcatul ăsta, coai. Că ăsta imediat, să nu-mi dea crești și să mor în aer, știi ce zic? Văd un porc de level mare, de asta nu-i greu să-l faci ăsta, coai. Că nu pot să-l prinzi în... Ăsta e greu, dar e bun porcul. Dar nu-l fac, nu. Dar lupii umblă în gașcă și asta e nașpa. Level 10, level 50. Na, prea mici.
Am făcut furnica mătii. Nu, le prea mic level. Cyber level 25, dar vreau și cyber o să fac. Dar să văd 180 ceva, nu 20, level 20. Ce fac? Îl mă ștept la cur. Altul, că am mai văzut unul aici. Unde el a murit? 145, gata, tata. Așa mă, tată, mă. Așa mă, tăticule, mă. Așa mă, tata. Hai să-l iau pe ăsta, care știu ce fac, știu ce fac. Unde e ăsta? Să-l agăț pe ăsta, uite pe ăsta, să-l arunc în groapă. Hai, suge-mă de gauază, știu că vrei să-mi iei gauaza în gură. Și acum mă duc după ăla. Stai așa, să-mi schimb sugețile. Bun, tu stai, rămâi aici tu. Că pe ăla poți să-l prind în, în lesă, știi? Dar faza următoarea că o să vezi că trag mai multe sugeți în el. Păi și o să-i mai bat că iau chitine de pe ei. Și mai fac cementing, știi? Uite la acolo. Bă, trag de la depărtare și atrag eu un coace oricum. Dar nu-l nimeresc de aici, a? Nu îl nimeresc, că nu m-am consum gloanțele degeaba. Cu aici e și terror bordul ăla. Și poate să vină după mine să mă execute. Și să fie mai multe animale care mă execută, în loc să fie numai căcatul ăsta. Unde-i? A, uite, pasăre, coaie. Vine și o pasăre care mă suge. Stai așa că vine și pasărea. Mai vine pasărea. Era țigan, mă, de mi-a luat ceva în gură. Ok, hai, unde-i cyber tu? Cyber? Că te aud. Ce mi-a luat țiganul? Mi-a luat ceva țigan, dar nu știu ce mi-a luat. Carne, ceva, nu știu. Am crezut că e ceva pasăre care mă ăsta. Nu, unde e, mă, cyber-ul? Că am tras în el. L-aud, l-aud, l-aud. Eu l-aud, dar... Ioi! Mamă, mamă, mamă. Hai, repede, repede, repede. Repede, repede, repede. Să văd, îi dau numai la cap ca să dau torpor mult, dar nu știu dacă o să-l adorm. Din prima, gen, cred că o să mai trebuiască o tură. Dacă adorm din prima, e perfect, level 105. Doamne, ajută-mă, te rog, azi mai, nu m-am mai tras un nas. Azi toată ziua, bă, nu m-am nervi. Până acum, m-am și uitat, coaie. Știți cât am jucat? 19 ore, coaie. Coaie, 19 ore și am o bază de stone. Că am murit de cald, am murit de sete, am murit de castraveți. Nu, e hard, e hard rău. E posibil să moară din sugețile astea. E posibil să moară. Moare? Nu moare. Dar nici nu adorme. Da, nici level de ăsta foarte, foarte mare. Nu-i bine că încă n-am argintevi să fac o cușcă. Știi că dacă aveam argintevi să făceam o cușcă și aruncam în cușcă și le făceam mai repede. Puteam să-mi dau numai în cap, știi? Dar așa trebuie să mă grăbesc. De nici level mare nu-i bine. Mamă, și nu am nici bol, trebuie să-mi fac bola. Nu adormi, nu, uite la acolo. Hai că poate, poate, cine știe. Mincer, noroc, poate ori l-o mor, ori îl fac. Ori l-o mor, ori îl fac, băieți. Cred că l-o mor acum, mort. Că normal așa trebuie să trag și o tură, să stau, dar nu pot să stau că mă omoară după aia. Și de-aia m-am grăbit acolo, și de-aia trebuie să-i fac o cușcă, să-i napa, mai are căldură de asta, m-ar trebui să mă duc în bază. Hai măcar să adorm pe ăsta. Hai, că văd că nu moare. Hai, că trebuie să mă duc în bază, că mor. L-am adormit! L-am adormit, l-am adormit! L-am adormit, am reușit, am reușit, am reușit. Reușit, și trebuie să mă duc în bază să stau în cort acum, că au venit, acum au venit căldura aia mare. Acum, Dumnezeu jocului mătii să-ți fută în gură, că azi m-ai futut toată ziua, a futut Dumnezeii mătii. Băi, ce jegos e Dumnezeu ăsta, pișama și pe el de prost. Băi, eu nu mai suport, coaie. Băi, numai așa îmi face, coaie. Nu uitați, vă la aia dormi și acum au venit căldura. Până acum nu am putut să dea căldura. Acum m-am asumit, nu moare nimeni, a? A, dar nu l-am... A, l-am omorât, coaie? Că nu l-am aici. L-am adorm... L-am omorât, coaie. Ăsta ce căcat e? I-am trac. Da, l-am... nu l-am adormit. Nici în bază nu pot să stau nici 3 secunde, coaie. Acum nu mai e căldură, dar nu pot să stau în bază. Ce hardcore-i, futu-ți jocurile, mătii, cu cine v-a făcut de proști. No, uite-te, coaie, uite-te, coaie, că nu pot să stau nici 2 secunde să-mi fac un căcat de mâncare. Fă-tu-ți gâtul, măti, incredibil, bă, bă. Bă, coaie, de asta l-am adormit, coaie, de ce mi-l arată? Uite-l, coaie, aici, a adormit. Cyber tutu. Și mie de ce nu mi-l arată, coaie? A, că te zi pe mâncare în el, poate de aia, bă. Stai că mă duc să iau niște mâncare. Ok, deci l-am adormit, coaie. Că m-am și mirat, coaie, că l-am văzut că a căzut din nas. Nu, bun, hai să iau niște carne, că nu am carne de acasă deloc. Eu am făcut o capcană, băieți, că am zis că fac acum cu capcane, cu nebunii. Dar oricum o să mai folosesc eu capcana asta. Dar trebuie să iau niște carne, de unde se iau carne, că acolo e țiganul. Așa, îmi dă carne. Mai trebuie carne. Vine țiganul, unde e țiganul, că am auzit țiganul. Bă, porcu, porcu, porcu. Urcă-te și ai fugit. Porcul ăsta murmurește mult, din câte mi-aduc aminte. Nu, îmi trebuie carne, de unde să fac eu rost de carne aici în zona asta hardcore, Survival Evolved? Să fac așa. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnule. De ce vreți să dați mine? Level 55, a? Tați că mi-e trebuie niște carne pentru levelul mai mare. Că pe dumneavoastră numai cu o cușcă pot să vă fac. Pentru levelul ăla mare îmi trebuie niște carne. Numai 9 carne mi-a dat. Trebuie pui, bă. Ce, cred că e un pui. Uite puiul! Nu, fuși tu de mine, gunoiule. Pot să-l fac, dar nu o să-l fac acum. Mă doare în curul ăsta după puiul ăsta. Până îl duc acasă, n-am cu ce să-l duc acasă. Dacă aveam cryopod, poate îl făceam. Dar așa, vino și dăm pirania. Dăm piept de pui, fraiere. Ăla-i, gata.
Hai să bag în ăla card. Level 80 cred că o să avem de ăla. Numai să nu moară, să nu mi-l moare cineva. Cred că dacă bag card în el o să mi-l atace ceva. Nu știu, hai să vedem. Și carno acolo în zona aia. Nu știu dacă mai vine ceva furtună. E și porc. Nu știu dacă o să rezist ăsta aici. Nu știu dacă o să rezist ăsta aici, băi, sincer. Hai repede că mă vede porcul, repede. Repede. Dă-i și fugi că m-a văzut porcul. M-a văzut porcul. Cum s-a făcut, s-a făcut. Ce-o dat? Nu! Rogolem! Hai după mine! Nu, Rogolem! Mi-l bate! Porcul, stai să-l pun pe neutral, că l-am pus pe pasiv. Neutral. Arde-l, mă! Bate-l, mă! Bate-l futul în gură să-l fut, dar-l bate porcul. Da, am avut și cyber tot. Nu se poate, am avut și cyber tot. Îl bate porcul. Vin să te ajut. Bă, porcule, lasă-mi. Bine, tată! Bravo! Hai, de unde să-l iau? Hai după mine, vină cu acel level 200, vină cu acel. Stai aici, într-un colț, stai acolo. Bun, mă duc repede după sedel. Te rog, ajută-mă! Greu în zona asta, bă. E greu, rău, uitați-vă ce-i pe aici, acolo, e greu. Uite ce mă așteaptă lângă bază, mă. Da. O să-l curăț cu cyber totul. Level 200 cyber, sper să nu mi-l moară nimeni. Cyber, saber, crafting. Nu, n-am cyber, stai, repede. Saber. Zic ca materialele, saber. Am, perfect. Ia de aici. Bun. Hai să mai pun niște carne la făcut. O să mor, da, deci în bază o să mor mereu de cal, nu există. Trebuie să-mi fac aer condiționat ca să pot să stau în bază. Ca să înțelegeți ce hardcore e jocul ăsta. Deci ca să pot să stau în bază 5 minute, trebuie să-mi fac aer condiționat. Asta este, coaie. Asta este, nu pot să stau în casă. No, hai să văd. Cum îl scot eu pe cyberul meu de acolo, coaie? Chestia e că e un rock golem fix lângă, în față. Trebuie să-l iau să-l duc de acolo prima dată pe rogolem. De rogolem, coaie. Dar nu-mi dau seama în jocul ăsta care e rogolem, coaie. No, care e rogolem? Ăsta e rogolem. Care e, mă, rogolem care vine după mine? Wow, uite-l ăsta. Ok. Așa, hai. Hai încoace! Poate se bate cu ceva cu cyberul meu. Sper că nu moare cyberul cu terobird. Ha, sper că nu moare cyberul. Cyber, nu muri! Ah, moare, că-s doi terobird. Nu! Eu nu mă mai joc! Cyber battle! Hai, mă, cyber battle! O câștigat cyberul. Bun. O câștigat, bravo, tată. De n-o bătut ăsta să mor. Mamă, coaie. Ia-i pun un wait, futu-ți wait-ul, mătii, mă. Bă, asta trebuie să-l duc în bază, rapid. Trebuie să-l duc în bază, nu mai bag cu nimeni. Direct în bază trebuie să-l duc. Reușesc, băieți? Martia, hai cu mine. Pasiv. Reușesc să-l duc în bază, băieți? Duc în bază să-și facă puterile. Hai să vedem. Cam multe, cred că s-a luat un porc după mine. Ce s-a mai luat după mine? 7 cyber tuți. Nu prea are viață. Hai. Mă, și țăganii mătii mi-au furat o carne. S-o bagi în cur. Hai că reușesc. Bun, că vreau să-și fac ăsta înapoi viața. După aceea ies cu el la bătaie și chestii, știi? Hai, tate, intră. Așa, stai să închid ușa repede că îl urmărește. Ușa. Închide. Nu ieși, flutu-te în gură! Ăla-i flutură. Bun, am stălvat pe ăsta, coaie. Bun, melee damage. Bagă-i melee damage la băiatul meu. Băi, prin cât o trecut ăsta, coaie. Cum se pune numele? Că o trecut prin multe, băiatul meu. O trecut prin multe, coaie. Marian mereu trece prin multe, coaie. Marian cu nimic, ca să fie periculos. Că ea cu litere mici, la nume ea sunt periculoși. Că nu știu școală, sunt nebuni. Hai să mă duc să fut o gură de apă. Și acum pot ieși și eu ca oamenii pe aici, coaie. Ies cu cyber tutul meu, numai să-și facă viață. Ies cu el pe aici, ca mafioții, ești nebun. Ah, stai că m-a văzut căcatul ăla. Hai repede, suite pe cyber. Suite că m-a văzut ălalalt. M-a văzut căcatul ăla, o da după mine. Vine încoace. Suite pe cyber. Ah, mă, sper să-l bat pe la coaie. Băi, căcatule. Level 40. Băi, căcatule. Hai că-l bat. Mamă, ce damage dă cyber-ul meu. Mă, gunoiule. Ce damage dă cyber-ul meu. Așa, mă, tate. E bun ăsta. E bun, rău. Bă, cortul ăsta ar trebui să-l strâng. Hopa, cu cage. Fii atent. Că de fiecare dată când, dacă-l ții pe jos, el cu timpul își dă damage singur, știi? Și îl pui numai când ai nevoie de el. Uite, vezi că acum pot. Deci văd când, cam când vine seara pot intra în bază. Până atunci nu mă lasă să intru, vezi? Când vine seara așa pot, sau dimineața nu mă lasă.
Uai. Bun, o să vreau să-i fac la asta o femelă. Asta e femeie? Nu, e bărbat, ok. Să facă și niște pui pe viitor. Hai să mai fac niște furnale, că acum pot sta prin casă. Să mai fac niște furnale, să mai duc, mă duc după niște fier. Stai așa, forge-uri. Că mai am pe aici, uite, mai am stone, lemne. Ăsta, mai am și o grămadă de hide. Bun, hai să vedem, ne facem și noi frumos. Uite, acum iară mi-e cald în bază, deci na. Jocul, balzi de calde, balzi de reci. Să mă bată, tata, încă unul. Mai fă-mi, ce mai dăm, mai dăm stone. Mai fă încă unul. 3. Nu mai am hide, așa mult, da, las că hide-ul ăsta îl păstrez, mai am 200 și ceva. Ăsta îl păstrez pentru următoarele sedeluri. Oricum o să mă duc la cu ăsta la farmat cu cyber-ul, dar când se face, când își vindecă viața, că acum mi-e cam frică, are 1000 viață, destul de mult oricum. Hai să mă duc acum să mai iau niște fier, să-mi fac full baza la fier. Bine, acum cât pot crash cu ăsta. Stai așa, să mai las chestia asta la bază, stai 2 secunde. Îmi las în poșeta aici, asta e poșeta mea. Să-mi las, adică n-am ce să-mi las, că nu-s așa greu. Că am zis că am multe săgeți și chestii, să-mi las la bază, dar nu-s așa greu. Bun, 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 hai să mă duc unde-i. Aici sus, băi, Limantria, vină încoa. Până își face viața Marian, hai să luăm niște fier. Acum cât pot crea cu ăsta, câte 100, câte 100, tot așa. Să-mi umplu furnalele. Să le dau drumul ca să avem fier ca lumea. Aici am și obsidian și cristale. E bine, e bine, e bine. Trebuie neapărat să fac un argint Avis, bă. Neapărat că ăsta nu poate crea, uite, numai 100 de fier. Trebuie un argint Avis, dar am level 62. Mi-a fac level 62. Hai să bag aici, împart fierul ăsta în mai multe părți aici. Bun, dăm niște lemnul ieță. Lemnul ieță, împart și lemnul ieță. Stai mă afară, mă pizdinio. Bun, 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 bună ziua, bună ziua, light fire. Trebuie să mă grăbesc să nu mor aici în bază, de cald. Aici mai am ceva. Pac, 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 trebuie să mai miau. Trebuie să fac și un animal care adună berizuri, chiar dacă adun cu biciu pot să adun ca lumea berizuri, dar... Na, hai să mai adun cu biciu, adică nu, hai să facem un fabricator, stai, să mă duc afară să văd rețeta la fabricator. Cementing, metal, spark, pac, 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 cementing, hai să văd, pot să fac cementing, cam la mine, stai repede să văd. Am chitină, o să pot face, da, 20 cementing îmi trebuie, stai așa. 20, pot? 12. 12 ce înseamnă? Face numai câte una. Ce n-o să mai am? N-o să mai am piatră, bă. Adică o să meargă înseamnă atunci. Am, dacă o piatră consumă, ești tâmpit? Bun, și mai trebuie în copt, la fix 20. Ok, acum a venit și eu ăsta de căldură. Da, așa. Jocul ăsta e nebun la cap, frate. Ba, căldură, ba, nu vine. Ba, vine furtună, ba, vine măsa. N-ai ce să faci. Stai, în cort. Asta este. Măcar bine că am făcut level 62 și acum o să pot face... fortitudine. De nu mi-am pus în fortitudine, mă piși pe el, nu cred că contează, dar tot acolo, încă mă piși pe el. Arg. Argent. Ok, ok, trebuie chitină, trebuie multe pentru asta, multe. Bun, fabricator o să vreau să fac. Să am măcar fabricator, stai așa, fabricator, bun, cristale am, ulei, mă duc să iau acum din găoaza, sau cred, nu cred că am, trebuie să iau din găoază, metal, am cementing, am sparpador, am. Bun, fabricator, după aceea, wine turbine o să vreau pe viitor ca să-mi dea curent. Asta ca să-mi de curent pentru aer condiționat. 20 cementing, mă trebuie să iau de asta. Trebuie să găsesc o zonă de cementing, bă. Generatorul cât costă, mă? Costă mult? Metal și electron. Bă, generatorul e mai ieftin cu aia. Dar îmi consumă multe gazolină. De ok, că o punez mai când sunt online, când dar n-am. Gazolina pot face ușor, că... Da, lasă. Ok, ok, stai că vedem după ce trece furtuna. Ok, hai că o trecut, acum a venit seara, sper că nu vine frigul acum cu aia, să mă lase și pe mine să fac câte ceva cu aia, că nu pot să fac nimic acasă cu orele în cort. Deci cred că în jocul ăsta am deja de 20 de ore mă joc și am doar niște căcaturi și în alea 20 de ore 6 ore am stat în cort, să mă bată tata. Nici în viața reală nu stau în cort, dar stau în viața reală. Ce am zis, nu știu, Doamne ajută-vă. Bun, ce vreau să fac cu aia? A, să iau cementingul, să fac fabricator cu aia. Fabs, ăsta că-s miti, mă. Bag aici, fab. Ce mai trebuie? Ulei, metal, spell powders. Bun, păi n-aveam sparpador pe aici, coaie. Metal, s-a făcut, bun. N-aveam sparpador pe aici, coaie. What? N-aveam sparpador, de ce știam eu că am sparpador? Păi să pun niște sparpador la făcut. Nu aici, nu aici. Aici, bagă la făcut. Bun, o să stau ceva să se facă. Asta mai trebuie, nu? Fabs. Și mai trebuie ulei, bă. Oil. Hai să mă duc pe ulei. Poate mă tură pe Marian la ulei. Să vedem care e treaba cu marinierul nostru, dacă se descurcă pe afară. Uite, mai am aici niște ăsta. Pac, pac, pac. Scoate mă tură pe Marian, băieți. Ia să vedem. 2000. Bă, ar trebui să-l verificăm un pic, Marian, dacă își merită banii, nu? Hai să vedem. După niște ulei, Mariane. După niște ulei, Mariane. Sper că-ți meriți banii, coaie. Sper că-ți meriți banii. Ioi! Mă, toți morții, mati. Mamă, să mă bată. Să mă... Mamă, cât de... 200 damage. Țigane, fă-te ce ai în gără să te ai fă de român. Ce mi-ai furat, mă? Ce mi-ai furat, mă, pe gomaxule, mă? Ok, niște sugeți. Bun, mamă, cât damage dau. Mamă, Marian, ăsta e genital. Cu... Îmi trebuie numai niște ulei, mă, mamă, mă. Și trebuie să ne grăbim că vine seara și îngheț. Hai repede, niște ulei, mă, mamă, mă.
Vreau doar niște ulei, mama. Mi-e fac level asta, numai bine, mă duc, bat toate animalele acum, că acum aș make-up. Bat tot! Cât de damage dă? 200! Au, oh, 229, ăsta are mai multă armură pe el, să mor. Hai că mai fac eu ulei, că a venit frigul. A venit frigul, nu pot să fac nimic în jocul ăsta. Nu pot să fac nimic în jocul ăsta, a venit frigul. Mamă, orbește nasul. Mamă, nu văd nimica. Vreau să văd ulei. Ulei, ulei. Ceva ulei repede, repede, repede. Ulei. Unde-i ideea de ulei? Pasăre de ulei sau cum se numește? Cartilop. Unde-i mă ăla de ulei? Nu mai pot să fac nimic, au venit frigul. Nu, mă, nu. În jocul ăsta, coaie din 20 de ore jucate, 10 le stai în casă și în cort. Să-mi sugeți coaiele cu scorcer tu mătii. Bă, da proști, bă, bă, oameni proști. Facem și noi un DLC să vă distrați și să vă jucați. Ce să mă joc în 10 ore stau în baza AFK că nu pot să mă mișc, că e cald și e frig. Ce să mă joc, futu-s morții mătii? Da mă joc să mă joc, nu să stau în cort, futu-s corturile mătii, să-ți iau corturile pe vârful un nas. No, trebuie să stau în bază că e frig afară, coaie, să-mi bag picioarele, coaie. După ce vine dimineața, e prea cald, nu pot să ies afară, trebuie să stau în cort. No, ia și joacă-te, seara stai în casă, dimineața stai în cort. Ce îmi place scorcertul, futu-s morții mătii. Tot încerc să-mi duc să poate găsesc ceva ulei, că numai 10 ulei îmi trebuie. Tot încerc rapid să mă duc, că nu o să mor în 2 secunde, dă-o morții de treabă, coaie, futuți morții, mătii, repede, repede, ulei, repede, băieți, uitați-vă stânga-dreapta, strâmba-drâmba, strâmba-drâmba, hai mă, un ulei, mă, țit, vină un coase scalpin în găoază cu puțulica, vină, mami, hai să-ți o bag în curuleț, vină mă încoace, gata, 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 închide ușa, să se facă căldură, Mariane, stai cu minte, Mariana, bun, avem și uleiul. Hai să punem fabricatorul la făcut. Febs, ăla-i. Avem fabricator. Sincer, nu credeam că o să ajung în viața mea. Deci la cum a început clipul ăsta, vă garantez, niciodată în viața asta, deja de câțiva, de un an, doi să spunem, hai, 2 ani, nu m-am mai enervat la un joc cum m-am enervat acum, vă garantez. De la Hitman, ultima dată la Hit de un an. De la Hitman, cum am jucat Hitman, nu m-am mai avut atâta nervi niciodată. Dacă eram pe live, noroc că n-am făcut live. Dacă eram live, cred că îmi spărgeam tot în casă, că făceam și spectacol de la nervii aia. Dar așa, credeți-mă, am dat rage quit, am ieșit, n-ați văzut voi pe clipuri. Am ieșit, am intrat a doua zi, că clipul ăsta e în 3 zile făcut. Am intrat, am jucat 10 ore, am ieșit de nervi, că nu mai puteam, coaie. Am vrut să-mi fut pumni în gură, coaie. Noroc că am dinții ăștia puși ca să nu-mi dau jos. Că de nu rupeam, îmi rupeam pumni în gură, să-mi bag piciorul. Nai, o să vedeți, chiar vă, bă, deci, bă, o să vedeți, coaie, ce nervant. Bă, măcar bine că am ajuns la nivelul ăsta, coaie. Deci nivelul ăsta e un nivel bun unde sunt eu acum. Hai să văd unde-l pun și pe ăsta. Hai că-l pun aici în loc de căcatul ăsta. Stai așa ca să nu-mi înghesuiesc tot în bază. Acum e căldură în bază. Aia mori, coaie. La început o să mor de 100 de ori. Așa, coaie, fără să faci... Dacă nu te moară niciun animal, deci tu începi să te joci. Dacă niciun animal nu te omoară, tu oricum mori la început de căldură sau de frig. Oricum o să mori. Nu există să începi jocul și să nu mori niciodată. Nu există, coaie. Deci nu există, credeți-mă. Nu, doesn't exist. Mamă, ce te... Mamă, ce textură are ăsta noaptea, să mă rogi că e din carton, ești nebun. Coaie, nu-o fut... Coaie, nu-i pus textură la asta, fii atent. Ok, hai să bag ăsta aici, să am alea acolo, astea aici, băieți, și sincer vă zic, cam aici se încheie episodul. Nu știu, cred că a durat, v-am zis, stai să... Nu v-ar las, că cât a... Stai să mă uit acum. Las că vreau să vă și arăt, să nu ziceți că e o min sau ceva, da? Last 2 weeks, 20 de ore, adică ieri m-am apucat să mă joc. Nu 5 zile, ieri m-am apucat să mă joc. Last 2 weeks, n-am mai jucat Tarkashen de 10 ani. 20 de ore au durat clipul ăsta și am făcut un cyber și o libeș pulă de asta, Limantria. Deci ăștia doi, bă, bine, am stat, am căutat cave, m-am mutat în cea mai hard zonă, deci asta e o zonă foarte hardcore. Am stat o grămadă după bihmuturi, na, că serverul e mai greu, bă, oricum, sper că v-a plăcut și sper că vreți să facem serie. Da, să jucăm, mai dăm un raid-uri, mai vedem, mai facem argentevi și facem T-Rex și facem, o să băga și animale noi, să băga, facem boss și facem toate nebunile, acum sper să nu-mi iau raid, dar credeți-mă, e greu să iei raid, că, adică ai mult de farmat. Deși am văzut băieți care sunt pe cea și au, că mi-au și dragon, știți că am vorbit cu ăla la început, că au dragon, băieți, au, na, acum sper să scăpăm momentan. Și ne vedem data viitoare cu un episod și vă aștept astăzi, băieți, la ora, astăzi, doamne, mâine la ora 7 pe live, da? Mâine o să jucăm Minecraft cu Rafael, cu Rafael și cu Max Infinite, deci vă aștept la ora 7 seara. Sper că v-a plăcut și sper că vreți să facem serie. Lăsați în comentarii dacă, nu știu, care, deci dacă intrați și jucați, dacă ați jucat Ark Scorcher, să-mi spuneți în comentarii dacă am dreptate că jocul ăsta e cel mai hardcore joc survival din istorie. Nu există, coaie. V-am țucat pe nas, doamne, ajută că...